Universe Podcasts. Astrologia e o inginerie a mecanicii cerești. Până la urmă, vocația îți aduce libertate. Și mai mult de atât, vocația te alege, nu o poți alege. Cariera o poți educa. Da. Înțelegi, și alte skill-uri poți educa, vocația e în tine. E chemarea în tine. Toate zodiile sunt în noi. Da. Și noi trebuie să le... Scopul nostru, dacă ar fi să avem un scop, știi, ca dezvoltare personală, spirituală, fizică, orice, e să integrăm toate aceste zodii. Această casa 10-a sau mijlocul cerului, da, e un fel de încununare a rolului meu pe acest pământ, a ceea ce... ce energie ar trebui să aduc în viața mea, apropo de carieră, de ce fac eu, pentru ca să mă simt util. Este acea parte din noi care e orientată către viitor, către schimbare și către libertate. Deci trebuie să-și aleagă o carieră care să-i asigure un confort în sensul libertății. Dar asta o avem și la săgetător. Da, dar e altfel aici. Dar aici este altfel pentru că nu numai libertate trebuie să caute și noul. Merge. Scorpionul răspunde la întrebarea ce nu poți să faci. Du-te și fă chestia asta, știi? Pentru că, de fapt, prin Scorpion noi facem exercițiul puterii. Ne descoperim cu adevărat puterea interioară. Astrolove cu Lavinia Badea, un podcast Zunivers. Bun găsit, dragilor, bine ați venit la un nou episod de podcast Astrolove. De data aceasta o să vreau să povestim despre astrologia vocațională. Mi s-a părut foarte potrivit Ion Hristescu, invitatul meu. Ion, bine ai venit! Și eu pe tine, bine te-am găsit. Mă bucur, mulțumesc că m-ai invitat, sunt onorat. Chiar mă bucur. Și în al doilea rând, foarte emoționat. Da? Cum spuneai și tu înainte că ai emoțiile în gât, eu le am peste tot așa. Le simți așa în tot corpul? Da, în tot corpul. Este o uniformitate, o lejeritate în stres, ca să spun așa. De la ascendentul tău, care e sensibil, așa. Ce să faci? Asta, atâta pufoșenie. Atâta am putut azi, a? Da, atât s-a putut. Atât a putut mama. Așa, sau da. Așa ți-ai ales tu. Sau așa m-am ales eu, da. Mereu i-am bătut obrazul, m-am zis, mai așteaști un sfert de oră, ieșeam leu, știi, cu ascendentul leu, da? Da, dar ai pattern și de leu. Da, am, da, cu nodusul de acolo. Exact, exact. Să lasăm, da. Ion, știu că eu te cunosc, știu că foarte multă lume te cunoaște. În zona noastră ești foarte, foarte mișto, ești foarte fain, scrii extraordinar. Mulțumesc. De bine. Cu tot dragul, nu te flatez, nu-mi stă în caracter, pur și simplu. Asta cred. Aș vrea să povestim puțin oamenilor despre tine și să mă fac și înțeleasă de ce mi-am dorit să abordez acest subiect cu tine, pentru că tu ești inginer. Așa. De meserie. Da. Cumva vezi și de lucruri... vocație. Și de vocație, bineînțeles. Da. Și apropo de partea aceasta de vocație, de la inginer la astrolog, e un drum un picuț lung și aș vrea să povestim fix pe tema asta, cum ai făcut tu această trecere sau cum ai simțit tu aceste două lucruri. Că într-un fel ne câștigăm noi bănuții, da, practic ne alegem o meserie din diverse motive. Te-a trimis tatăl, l-ai simțit tu, ai făcut o alegere înțeleaptă din punct de vedere financiar și alta este vocația. Și la tine, uite, inginer și meserie și vocație, dar în același timp, pe lângă asta, și psihologie și astrologie. Povestește-mi puțin parcursul tău plecând de la meserie la vocație. Știi că dacă vrei să faci prieten cu cineva, cel mai ușor e să îl pui să vorbească despre el, înțelegi? Pentru că e cea mai mare plăcere a creierului nostru să vorbim despre noi. Uite, la mine da. Nu e așa. Nu? Nu. Nu-mi place să vorbesc despre mine. Ia, spune-mi ceva despre tine, Lavinia, atunci. Mă numesc Lavinia, cam atât aș putea să spun. Da, stai să-mi dreg vocea. Treaba e simplă, tu ziceai că e un drum lung între inginerie și astrologie, știi, dacă îl vedem așa, da, aici e inginerie, aici e astrologia, dar eu l-am făcut așa. Și cred că e nicio diferență între ei, o să încep cu sfârșitul, pentru că așa cum văd eu astrologia... Astrologia e o inginerie a mecanicii cerești. O descriere, deci cei care studiază astrologia, cred că sunt un pic ingineri. Pentru că mintea lor trebuie să fie și un pic exactă, știi, să cunoască astronomie, să cunoască chestia cu timpul, cu... deci nu e foaie verde, spiritual, avem trei chakre, ne învârtim, facem o spirală și nu știu ce. E cu calcule, cu, da? Cu temporizări și cicluri. Și dacă în fizică avem ciclu Carnot, în astrologie avem ciclurile planetare. Bun, deci eu văd astrologia ca pe o inginerie. Și de când eram mic am avut bafta să mă nasc în familie de ingineri și de la 3 ani eu am zis că mă fac inginer ca tata, ceea ce am și făcut. Adică n-am avut dilemele astea în școala generală, în liceu. Eu învățam matematică și fizică pentru că eu... Și m-am făcut inginer și soarta a făcut că atunci când am dat la facultate, l-au luat ăștia pe Ceaușescu și l-au împușcat. Și după ce m-am întors din armată, m-am întors într-o lume liberă și într-o lume nu numai liberă, dar în care apăruse și psihologia.
care a fost interzisă pe vremea lui Neanicu. Și nu numai psihologia, ci început să se apară tot felul de cărți din domeniu, ezoteric, știi, mistic. Mamă, și mi-a furat ochii, știi? Când toată viața visez că te însori cu gagica aia, cu aia pentru mine, da, tu cu nuții, eu cu nuții, nu știu ce, și brusc ajunge, stai că nu e numai nuții. O mai cheamă și Elena sau mai are și alt... Și mai sunt și alte, mai e și Elena, mai sunt și alte arhetipuri. Zici, frate, mie și astea îmi plac, știi? Și în timpul facultății am avut un meci destul de dur cu tata, în care am vrut să renunț la inginerie, să mă apuc de psihologie. Și tata mi-a zis un lucru foarte practic și foarte saturnian, așa. Mi-a zis, termin facultatea asta, ți-ai diploma și după aia, pe banii tăi, faci ce vor mușchii tăi, da? Ce doresc organele tale, ca să spun așa. Bun, și organele mele au terminat facultatea, după care am plecat pe șantier, că mi-a plăcut foarte mult viața de șantier, dar în paralel am început să studiez și astrologia. Atunci, în timpul facultății, prin anii 90, am început să studiez și astrologia și alte discipline care au, să zicem, niște conotații ezoterice, gen radiestezie, etc., care mi se păreau mie foarte ingineresc, că era cu măsurători, cu treburi. Și am plecat pe șantiere și am început să-mi placă șantierul. Știi? Pentru că făceai niște chestii care funcționau. Pe mine m-a obsedat toată viața funcționalitatea. Băi, chestia aia trebuie să funcționeze. Știi? Și am ajuns la Cernavodă, la grupul 2, la unitatea 2 nucleară, s-a pus în funcție, după aia am plecat prin Qatar, prin Norvegia, prin, mă rog, tot felul de țări minune, am lucrat și în domeniul petrol și gaze și în final am ajuns în a doua mea patrie, în Finlanda, unde se construia cel mai mare reactor din lume. Și în timpul construcției acestui reactor am pus în funcțiune partea electrică, a avut loc o mică pauză acolo de finanțe, de așa, și în timpul ăla am revenit în România și mi-am făcut visul al meu de care îți povesteam, știi, facultatea de psihologie. Făcând facultatea de psihologie, am zis, ia să iard eu și niște cursuri de astrologie, adică să încep să predau din tot ceea ce știu, din tot ce am studiat. Și mi-am deschis și școala de astrologie și le-am combinat pe amândouă. După care m-am reîntors în Finlanda, că se repornise centrala și trebuia să o punem în funcțiune, să meargă nu știu ce. Și din 2022 m-am reîntors cu arme și bagaje în Republica Natală, unde mă ocup acum de tot ce ține de partea asta nevăzută, de astrologie și de alte chestii care ne plac nouă foarte, foarte mult. Cât e intuiție în tot ceea ce pui tu în astrologie? Ai zis că e așa totul ingineresc. Un om care ar avea, de exemplu, o aplicație de astrologie și ar ști cât de cât bazele, s-ar descurca puțin, ar descifra un pic dintr-o astrogramă, dar cât ajută și partea de intuiție în îmbinarea cu astrologia? Mă bucur că îmi pui întrebarea asta. Știi că sunt două chestii pe care noi de obicei le confundăm. Emoțiile, adică ce simt într-o cameră, cum ar fi aici, și simt emoțiile din cameră și simt ceva. Și intuiția, care se bazează întotdeauna pe experiență. Deci nu există să fii intuitiv în ceva fără ca tu să știi să ai foarte multă experiență în spate. Spre exemplu, un general de armată ia o decizie, înțelegi? Pentru că așa a simțit el, deși nu e ca în manuale sau cum ar trebui la procedură, dar simte el să facă chestia asta pentru că are foarte multă experiență în spate. Deci, după părerea mea, intuiția se clădește pe un anumit set de experiențe, de practică și așa mai departe. Că practica asta e din viața asta sau din altele, asta este alt subiect. Aici nu vreau să ajung. Intrăm în acest amănunt, că poate stârnim, în fine. E altă discuție, e altă, dar discuție. Într-adevăr așa este. Dar este și multă intuiție, da, în ceea ce am practicat. De când am început să studiez astrologia și am studiat mecanismele, am observat acel determinism, știi, care circulă prin toate cărțile de astrologie. Și am zis, bă, nu se poate, trebuie să existe și o parte funcțională aici. Ceva ce poate fi folosit de om. Adică nu vii la astrolog și îi spui, tu ești așa, ești așa și o să se întâmple aia, așa, bine, pa, lasă banii și te-ai dus. Bun, și unde e partea funcțională? Ce pot să fac? Și atunci au început să apară intuițiile. Pentru că am legat chestia asta de inginerie. Am zis, băi, planeta trebuie să funcționeze ca un motor. Da. Da. Știi? Și ai făcut legăturile și te-ai folosit. Și am făcut legăturile, da. De tot ceea ce știai ca experiență din inginerie, mm-hmm, și din tot ceea ce acumulase, și psihologia și da, radiestezia și alte... Și practic ți-ai făcut așa un... Un melanj, să spunem. Un melanj între toate și ai reușit cumva să ajungi aici. Îmi place foarte mult ideea pe care știu că tu o promovai, că sub orice
chestie se află o poveste sau din orice chestie se face o poveste. Uh-huh. Fix același lucru îl fac și eu. Eu chiar am povestea săptămânii, povestea zilei, adică horoscopul. Nu există ceva fără o poveste. Nu există om fără o poveste. Sau o mână întinsă fără să spună o poveste nu primește nimic, nu? Nu primește, da, exact, așa, filantropia. Exact. Filantropia, da. Da, într-adevăr, și eu m-am dus foarte mult cu lucrul ăsta și am făcut și eu aceleași analogii, altfel, pentru că vin de pe o altă zonă, poate dacă mă pui acum să-ți fac niște calcule sau să mă uit la ceva mecanic, n-aș avea nicio treabă, dar este important ca fiecare om să înțeleagă că are anumite skill-uri prin care își poate face anumite conexiuni, anumite legături. Excelent, așa este. Da. Și asta este un lucru foarte important și nu ne raportăm la mine sau la tine, ci suntem doar două exemple pe care am vrea să le transmitem și oamenii să aibă încredere că fiecare ar putea la rândul său să învețe ceva, să se ducă către o pasiune, să experimenteze, pentru că este foarte, foarte important. Încât să-ți dai un nou set de valori în viață, încât să evoluezi, încât să ajungi să înțelegi cum ai putea trece din pasul X în pasul Y. Exact. Exact. Bun, și revenind la partea aceasta de psihologie, ai studiat-o, te-ai, bineînțeles, folosit de tot ceea ce ai învățat și întotdeauna am recomandat că este foarte, foarte important să ne ducem și sistemul nervos la terapie, cum ne ducem mașina. Exact, la servici. La servici și ne schimbăm plăcuțele. Da, subiect foarte, foarte delicat și, din păcate, nu se atinge treaba asta. Asta voiam să te întreb. Cât de mult reușești tu? Tu am înțeles că ai integrat lucrul ăsta, este clar. Dar, de exemplu, în consultațiile tale, în momentul când vine un om în fața ta care nu e deschis sau nu dorește să accepte cumva ceea ce tu îi spui. Uh-huh. Cum poți, din punctul tău de vedere, lucra? Deci nu vreau să-mi dai un exemplu cum faci, ci la modul general, putem cumva să ajutăm oamenii care, de exemplu, nu vor să fie ajutați? E foarte, să spunem, destul de simplu răspunsul la această întrebare, pentru că unul la mână, la cabinet nu vine nimeni forțat, adică eu întotdeauna pun întrebarea, cine te-a trimis la mine? Dacă l-a trimis nevastă sa să-l facă la cap, nu intră în consultații, înțelegi? Deci, da? Deci automat dacă tu vii în consultații la mine, înseamnă că ai o deschidere. În primul rând. Și cauți ceva, cauți ceva și atunci eu am acest bias, acest nărav al terapeutului, că n-am facultate, am făcut foarte multă practică și ne-au învățat cum se face dialogul terapeutic, cum se setează cadru și automat îl fac. Setez cadru, încep cu ascultarea activă și pentru mine mă interesează de ce ai venit tu aici. E prima întrebare pe care o adresez. Care este intenția ta? De ce ai venit aici? Și chestia asta îl bagă într-un cum să spunem, moment creativ, de... da, stai așa un pic, eu trebuie să-mi setez o intenție, da. Păi eu am venit să, că nu merge cu ideea, am venit să-mi spui tu. Eu spun de la început, nu vii să-ți spun eu. Și intrăm într-un dialog și spun, uite, eu văd aici niște resurse pe care tu le ai. Înțelegi? De exemplu, văd, să zicem că avem un marcaj de apă. Okay. Și văd faptul că, să spunem, imaginația ta, gândirea ta este foarte creativă și tu gândești mai mult în feeling, în imagini, decât să gândești logic. Și ăla zice, wow, credeam că sunt eu defect. Da, uite și eu chestia asta. Știi? Și atunci intru pe terenul lui și zic, uite, hai să deschidem cămara asta. Ia uite, ce ai tu aici? Uite, borcane cu zacuscă, cu tare. Tu ce faci cu toate chestiile astea? Cum ai folosit lucrurile astea în carieră, de exemplu? Exact. Cum ai folosit chestiile astea în carieră? Cum ți-ai dezvoltat treburile astea? Știi? Apropo de carieră, la sfârșitul facultății se punea problema să mă specializez în ceva și mi s-a pus mie pata pe consiliere în carieră. Mi-a plăcut foarte mult treaba asta. Știi? Ia uite, fix la fix. Da, nu fix am la știut. Fix. Și chestia asta m-a făcut să am și mai multe conexiuni cu partea de astrologie, știi? Să le văd imediat, să văd cum se face un interviu de carieră și aplicat pe harta natală, înțelegi? Și suntem o gașcă de oameni care studiem treaba asta și avem niște insight-uri destul de drăguțe. Știi, dar e foarte, foarte important acest dialog. Spre exemplu, translatând discuția noastră, să zicem că tu ești o persoană care a lucrat toată viața în școală și vrei să ajungi, vrei să-ți găsești un alt job, știi? Și tu consideri, păi, da, toată viața mea n-am făcut altceva decât să predau și să fiu la școală. Păi asta înseamnă că ai avut contact cu oameni. Da. Cu oameni de toate facturile, înseamnă că știi să comunici, înseamnă că știi să ai. Deci tu ai niște resurse, transferabile se cheamă. Adică poți să le iau de aici, setul meu de scule și de chei și să le duc aici să lucrez în HR, spre exemplu, undeva sau în comunicare, în vânzări, mai știu, pentru că ai niște skill-uri, știi? Și de-aia e important să-i dai omului să-i arăți că tu nu-i spui nimic nou, tu îi spui despre el. Dacă vorbesc despre tine acum, Lavinia, și te descriu, eu doar nu fac altceva decât să confirm, să-ți țin o oglindă și zic, vezi? Da, da. Uite, ești așa și așa și așa și așa, știi? Hai să vedem cum putem să folosim aceste resurse și cum putem construi o poveste.
poveste. Povestea, fără poveste nu faci nimic. Da, foarte mult. Iubesc conceptul acesta. Mm-hmm. Ți-am zis că îl folosesc din totdeauna. În jurul său am creat tot ce înseamnă astrolog și astrologie. Foarte frumos. Da, mulțumesc frumos. Și apropo de chestia asta de carieră și vocație, foarte mulți oameni nu fac diferența între carieră și munca pe care o depun și partea aceasta de vocație. Eu, cel puțin în consultații, întâlnesc foarte mulți oameni care, exact cum ai spus tu, da, eu am lucrat doar asta și nu știu să fac altceva. Sau, mi-ar plăcea să predau, să iau exemplul tău, dar eu am lucrat toată viața cu hârtii și dosare și nu prea am interacționat. Aici trebuie să facem o paranteză, să fim un pic realiști. Spre exemplu, idealul desigur ar fi să punem semnul egal între carieră și vocație. Însă nu întotdeauna venim pe acest pământ cu o vocație egal cu carieră. S-ar putea ca vocația ta să fie una de mamă. Exact asta explic și eu oamenilor, că nu înțeleg diferența aceasta și cumva uneori sunt refractar la ideea că vocația mea ar putea să fie cea de mamă sau vocația mea ar putea fi, uite, meseria pe care o am, dar de care m-am plictisit și simt că nu mă mai împlinește. Da, nu trebuie neapărat să fie meseria ta, știi? Adică meseria ta s-ar putea să fie una care să te mulțumească în sensul în care să-ți asigure ziua de mâine, să-ți umple ziua, să-ți dea sentimentul că ești și tu util pe lumea asta și că faci ceva, aduci și bănuții acasă cu care îți hrănești viața de zi cu zi și vocația. Poate vocația ta, nu știu, e să fii triatlonist. Înțelegi? Fără să ajungi să câștigi bani din chestia asta, că nu se câștigă bani din triatlon. Dar poate că vocația ta este să lucrezi cu corpul tău. Să-ți antrenezi corpul, să vezi cum este și pentru asta ai nevoie de bani, ai nevoie de susținere, de resurse. Și atunci îți găsești o carieră în care să te pricepi cât de cât, să nu fii, să duci cu scârbă. Da, categoric. Înțelegi? Dar în restul să-ți vezi de această vocația ta. Știi? Uneori putem să punem, nu egal, dar totuși să ducem partea asta de vocația și către un hobby, către o pasiune pe care o putem explora? Sau simți că vocația ar putea fi ceva atât de aparte pe care simțim că trebuie să facem în anumite momente ale vieții și care ne-ar aduce o altfel de împlinire? Da, putem să le și separăm. Putem să le și separăm. Îți dau exemplu din mine, scuză-mă, iar vorbesc din mine, dar... Păi nu, e cel mai bine pentru că oamenii trebuie să înțeleagă lucruri concrete, de aceea te-am și invitat, pentru că mulțumesc. Tu ai făcut foarte multe treceri și la prima vedere n-ar avea nicio treabă munca de inginer cu cea de psiholog și cu cea de astrolog, dar nimic nu este întâmplător, totul este interconectat, din orice poveste construiești o altă poveste și așa mai departe. Deci chiar te rog să faci lucrul acesta. Adică din punct de vedere al carierei, să spunem, eu la viața mea am experimentat foarte multe chestii. În vreodată când eram student în anii 90, când au venit minerii atunci, eu vindeam ziare pe stradă, am fost angajat la primul radio străin, nu mai știu, Radio Contact, nu mai știu care a fost, radio, în fine. Deci am fost și DJ acolo, am deschis nu știu câte firme, deci făceam tot felul de business-uri, etc. Deci la viața mea le-am experimentat pe, nu pe toate, dar foarte, foarte multe. Însă întotdeauna în paralel, din momentul în care am simțit legătura mea cu psihologia, de fapt cu ramura asta, studierii minții și a ceea ce este dincolo de minte. Ceea ce nu se vede, dar se simte. Am simțit că asta e vocația mea. Vocația mea în sensul de eu voi studia tot timpul chestia asta, indiferent că sunt pe șantier. Și eu și când eram pe șantier și puneam în funcțiune un motor sau ceva, eu făceam analogia cu viața, să-i spunem, paranormală. A, uite, asta e o conjuncție, asta e un careu, știi? Dar eu verificam un releu. Făceam o protecție diferențială la stația de 20 de kV, făceam nu știu ce, și când comparam cu cele două și vedeam o diferență de potență, asta e balanța care vrea să echilibreze, știi? Adică vedeam aplicabilitatea lumii nevăzute în lumea văzută și asta era vocația mea și acum o susțin. Eu pot să mă întorc oricând pe șantier să fac munca mea, cariera mea, înțelegi, fără să o confund cu vocația care rămâne în mine și știu că asta o voi face până când mă voi duce în alte părți. Înțelegi? Îți confirm lucrul acesta pentru că și mie mi s-a întâmplat, nu știu dacă oamenii chiar știu, eu întotdeauna am simțit o apropiere foarte mare de tot ceea ce înseamnă psihologie, am studiat încă din liceu, am dat bacalaureatul la psihologie, mă pregăteam pentru psihologie și am fost la limită între psihologie și jurnalism. Și am ales, bineînțeles, jurnalismul, am ajuns să lucrez, bineînțeles e o meserie foarte frumoasă. Da, nu exista
an să nu mă înscriu în toate grupurile posibile de psihologi, să studiez. Gata, anul ăsta mă scriu la psihologie. Simțeam că e locul meu, dar lipsea ceva. Între timp, bineînțeles, de când eram copil, m-am jucat cu astrologia de foarte, foarte mică. Adică de undeva de la 6-7 ani am fost super prinsă de tot ce înseamnă zona astrologică. Am preluat de la o vecină, a trezit această curiozitate în mine, dar niciodată nu m-am gândit că aș putea să duc undeva mai departe. Toate prietenele mele mă știau, gata, mergem la Lavinia, ne spune ea cum e cu astrologia, dar nu am făcut niciodată mai mult. Adică am simțit că jobul meu este jobul meu, trebuie să mă întrețin, trebuie să am, nu știu, să-mi plătesc chiria, să-mi plătesc ratele, să mă autosustin până la urma urmei, dar în același timp, exact ca și tine, întotdeauna făceam o corelație între latura astrologică, psihologică, până am ajuns eu în punctul ăsta, mi-a luat 20 de ani, adică exact. Să-mi dau voie să îmi împlinesc vocația. Și să le unești. Da, și să mă pot și autosustine în fond și la urma urmei, pentru că atunci când avem o vocație, exact cum povesteam, poate pleca de la o pasiune, de la un hobby, poți să simți că e ceva ce te împlinește, dar asta nu înseamnă că îți poate aduce neapărat un schimb de energie în viață încât te duce și te translatează imediat. Te aduce în punctul ăsta, gata, mi-am găsit vocația, eu de mâine o să fiu șofer pe tir, că îmi place mie să conduc mașini mari sau eu o să fiu astrolog. Adică la lucrul acesta, pe lângă faptul că e o vocație, este și o muncă continuă. Este o pasiune în care trebuie să investești și în primul rând investești timp și timpul este extraordinar de prețios și știm foarte clar că nu mereu avem timp. Chiar dacă noi ne spunem că avem timp. Deci, practic, am făcut cumva lucrurile în același mod, chiar dacă diferit. Și e foarte frumos când îți îndeplinești dorința asta sau pasiunea asta sau vocația și reușești să te simți chiar și liber din punctul ăsta de vedere. E o mare libertate, că până la urmă vocația îți aduce libertate. Și mai mult de atât, vocația te alege, nu o poți alege. Asta sunt convins. Nu e ceva ce ți-o formezi tu, nu ceva. Dacă, să zicem, cariera o poți educa, da. Înțelegi, și alte skill-uri poți educa, vocația e în tine. E chemarea în tine. Nu, o ai sau nu ai. De fapt, toți o avem către ceva, știi? Da, dar da. Trebuie descoperit ce. Trebuie descoperit, știi? Și putem face lucrul acesta prin analiza unei hărți natale. Unei hărți natale, exact. Da. Nu știu cu alții cum sunt, dar când vorbesc despre vocație, știi, să știi că nu mă uit niciodată, nu mă uit prima dată la mijlocul cerului, eu mă uit întotdeauna la nodul nord. Normal. Pentru că ăla e firul poveștii, știi, a fost toată ca niciodată, făt frumos și o mare armată și, da, și povestea care pleacă de la un nod sus se duce către un nod nord, deci este o chemare primară dacă vrei. Este povestea care spune restul poveștilor. E firul epic al unei telenovele, care este viața noastră, știi? Dacă te uiți la o telenovelă bună, da? Vezi că e un fir epic acolo. Restul sunt personaje care vin, care se duc, care face, ăla face, ăla e motociclist, ea e trotinetă. Maria Magdalena. Maria Magdalena, o schimbă, vine Fernando cu tare, dar firul epic se menține, știi, povestea. Și tu tot timpul cauți povestea. Hai mă, ce se mai întâmplă cu povestea aia, că vreau să văd unde ajunge povestea. Și hai să construim acum o poveste, să vorbim puțin despre casa a doua, despre casa banilor, casa resurselor, a modului în care ne putem câștiga, despre casa a șasea, modul în care putem să lucrăm, rutina pe care o avem, până la urmă locul de muncă e o rutină, mergem la muncă, ne câștigăm banii și apoi ajungem la casa a zecea, partea practică, unde ne regăsim. Da, sunt cele trei case care vorbesc despre, să spunem, de integrarea noastră fizică în această lume și de casa 10-a care le împlinește pe toate, care îți dă un rost. Știi cuvântul rost din limba română? Bă, tu ce rost ai? Știi că ca la țară, când ești mic la țară, vine lumea și te întreabă, al cui ești maică? Asta era în mintea mea acum, al când cui ești maică? Mare, când ai făcut-o mare, nu te mai întreabă lumea al cui ești, te întreabă lumea, tu ce rost ai maică pe lumea asta? Fă-ți maică și tu un rost. Un rost în sensul în care să te regăsești. Băi, sunt și eu util acestei lumi. Știi? Contribui și eu la ce se întâmplă aici pe pământ. Tu ce ești? Eu sunt inginer, eu sunt jurnalist, eu sunt doctor, eu sunt cutare, eu sunt sportiv. Oricum, contribui la mersul acestei lumi. Știi? Și e foarte important să înțelegem natura acestor case. Da. Așa ca să vedem și vedem cum e natură de foc sau natură de pământ, natură de apă, ca să dăm o coerență acestei povești și să vedem cum îl putem îndruma pe individ pentru a se integra în, mai bine în lumea în care e, să nu se simtă, că te întâlnești de foarte multe ori cu oameni care se simt boia neagră a societății. Bă, știi? Cum era chestia aia cu Finlanda? Cât am stat acolo, știi că Finlanda e declarată cea mai fericită țară din lume. 5 ani la rând a luat premiul ăsta și bancul care circulă în Finlanda, da. Așa, este orice finlandez
când citește știrea că Finlanda este cea mai fericită țară din lume, se uită în jur și zice, oare eu sunt singurul nefericit de pe aici? Da. Așa și cu chestia asta, când te simți stingher, așa, stingher, și neacceptat. Bă, parcă, și neacceptat și, bă, parcă nu fac ce trebuie. Da, sunt la corporație, sunt la chestia asta. Și eu cred că viitorul va aduce, deja se discută foarte mult în lumea psihologiei și a sociologiei de ideea de sens. Pentru că tu poți să fii, spre exemplu, chiar am discutat cu oameni care lucrau în corporații, dar ei să nu se regăsească în produsul final. De genul, tu ești mare director la o fabrică de țigări, dar tu nu găsi în fumat. Ba, din contră, te gândești că produsul tău final face rău lumii în care ești, adică exact. Nu ești o contribuție, știi? Și casele 2, 6 și 10 construiesc ideea de contribuție, de a fi contribuția acestei lumi, știi? Și dacă vrei, putem să o luăm pe elemente. Să o luăm, da, asta aș recomanda, să povestim puțin despre Casa 10, să o luăm așa puțin la așa. Povestit, să explicăm puțin ce ar însemna să ai o Casa 10 în berbec, o luăm așa. A, de deci la, o luăm așa, o luăm așa cookbook. Și ne mai pierdem în, da? În discuții și mai traversăm. Bine, mai avem un șpriț, mai schimbăm subiectul. Mai facem o poveste, așa, mai revenim, canalul, știi cum e, o luăm așa tactic, liniștiți. Da, da, pas. Deci ziceam că această Casa 10 sau mijlocul cerului, da, e un fel de încununare a rolului meu pe acest pământ, a ceea ce, ce energie ar trebui să aduc în viața mea, apropo de carieră, de ce fac eu, pentru ca să mă simt, să mă simt util, știi? Să mă simt că am un, că am un rost. Și dacă e să o luăm berbec, berbecul este ăla care tă cu capul. Am deschis ușa, poftiți, intrați. Da? Am ajuns. Nu e treaba lui să mai și intre, da? Da, deci berbecul e deschizător de drumul. Deci dacă avem pe acolo persoane care 10, au Casa 10 în berbec. În berbec, atunci rolul lui este să deschidă drumuri. Înțelegi? Și lucrul acesta nu doar că vine la modul îmi deschid eu mie o ușă. Poate eu vin să ți-o deschid ție. Păi asta am zis, berbecul deschide ușa și mă scuzați. Așa. Da. Era o ședință aici, ne scuzați. Exact. Ne scuzați, posibil. La vinia intră, da, să intrați, mă, că uite, am deschis, am mai făcut o ușă. Da. Că, uite, aici nu era ușă, știi? Deci ăsta este rolul lor, să utilizezi curaj, da. Deci nu e vorba despre o meserie anume. Știi că foarte mulți zic, a, ai mijlocul celui în berbec, pe atunci, da, polițist, spadasin, zi, război, armată. Războinic nene să fie. Se poate și asta, să utilizezi energia berbecului în a o concret. Adică nu e nicio problemă, știi, să fii un pic mai e chiar marțial. De bun augur, în fond, și la urma urmei să-ți alegi, să zicem, o meserie unde trebuie să ai puțin bine curaj. Da, dar asta da. Nu înseamnă că lucrul acela trebuie să-l folosești doar pentru tine. Adică nu, nu ne raportăm la Casa 10 strict în harta mea, e pentru mine. Adică e pentru tine, normal, dar energia o duci puțin mai departe. O duci un pic mai departe pentru că, na, te gândești la cazul, se spune, mai în mijlocul cerului în berbec, zicea, o carieră militară ar fi excelentă. Da, ar fi excelentă, dar ai nodul nord învărsător. Și nodul ce nord învărsător înseamnă libertate. Tu, povestea vieții tale, povestea destinului tău este despre a găsi libertate. Și avea curajul, de ce nu, de a-ți găsi independența, libertatea. Du-te tu la cazarmă în fiecare zi de la ora 6 și ascultă de ordine, da? Mie mi se pare așa un pic aici tricky treaba asta, adică eu să am mijlocul cerului în berbec și să lucrez în armată. Da, e foarte bine energia mea marțiană de războinic, o fructific, da. Dar în același timp să mă supun atâtor ordine, e ceva ce pe de altă parte în același timp te poate sufoca, adică te ia, te ridică, te coboară, te mai dă un pic de pământ și tot așa. Adică e foarte fină treaba asta între a-ți alege ceva ce îți oferă un venit, un statut, o meserie și ați și împlinit puțin partea asta de vocație. Și voiam să te întreb, apropo de partea de vocație, un mijloc al cerului în Casa 10-a, crezi că ne-ar putea da câteva hinturi așa pe zona asta de vocație? În într-o hartă, da, general vorbind. Ne-ar putea, dar întotdeauna trebuie combinată cu cele două elemente la care mă uit întotdeauna, apropo de carieră și vocație, cu soarele și cu nodul nord. Trebuie neapărat să mă uit la astea, că altfel nu am făcut poveste. Adică eu, tu filmezi o telenovelă aici, e o poveste, nu știu ce, și vin eu cu canoca în perete și zic, că pe aici se potrivește o bicicletă care aleargă. Stai un pic că filmul se desfășoară în Evo Mediu. Nu erau biciclete. Ba da, trebuie, știi, vii cu mijlocul cel în berbec. A, pe excelent, băgăm unul care merge pe bicicletă. Bun, păi asta suna Monty Python, dar nu a film serios. Da. Da. Și apropo de partea asta de vocație aici, dacă ar fi să băgăm berbecul în vocație, ar trebui să pomenim ideea de leadership. Aici voiam să ajung. Vorbim la modul general, nu vorbim, de drumuri, da, nu vorbim despre o anumită hartă, extrapolăm, bineînțeles, exemplele, fiecare le aplică pe propria hartă dacă și o cunoaște, dar apropo de vocație, ar trebui să fie un om care
este lider, care are curajul de a-și asuma să fie lider, nu neapărat omul care vine cu energia aceea, poate și un pic mai războinică, poate chiar un pic mai certăreață. Nu mereu, dar se poate întâmpla. Da, da, deci leadership-ul este aici cuvântul vocațional al berbecului. Am deschis ușa cu capul, într-adevăr, deci am deschis și o ușă și zic, băieți, după mine. Eu dau exemplu, știi? Eu sunt pionierul. Sunt energia deschizătorului de drum. Cei care fac pentru prima, care fac pentru prima dată un lucru, o activitate, o chestie. A, e ceva nou. Și ceilalți stau să facem, să nu facem și berbecul său ce zice, o fac eu și vedeți. Și voi veniți după mine, știi? La război înainte. Da, la război înainte. Și întotdeauna atunci când avem o casă a 10-a în berbec, am putea să recomandăm oamenilor să fie deschiși la schimbare. Tocmai exact cum ai și spus tu, la modul dă-ți voie să încerci, dă-ți voie să-ți asumi curajul pe care l-ai și mai mult de atât, lucrul acesta te va purta din poveste în poveste, încât tu să poți să arăți și aceste calități de lider. Poate nu reușești din prima, nici n-ai avea cum, neavând experiență, de exemplu fiind la începutul vieții. Dar cu siguranță în timp ajungi unde, exact, unde ți-e scris, să zicem, pentru tauri. Da, tauri, na, luăm carieră și vocații. Am energia taurului în casa 10-a, deci ce este ceva ce mă împlinește. Automat, energia 10-a trebuie să se recunoască la mine în cariera mea, da? Și aici vorbim despre orice fel de ocupație care are de-a face cu resursele, știi? Pentru că berbecul se duce și deschide ușa, dar în spatele lui trebuie întotdeauna să stea ăla cu resursele. Mai nevoie de bani? Da, mai dă 2 milioane. Să fie domnul mai cu bani. Un sandwich? Da, dă-l încoace, știi? Adică taurul e ăla cu ce e nevoie. Du-te în față, sparge, ce ai nevoie sunt în spate. Deci împlinirea unei, ceva, cum să zic eu, melanjul între carieră și vocație pentru mijloc al cerului în taur ar fi acela de a împleti ideea de resurse cu aceea de susținere. Adică să găsești o ocupație în care să susții. Nu degeaba vedem, spre exemplu, foarte mulți banchieri cu... Deși lumea înjură băncile, eu nu le înjur. Nici eu. Pentru că, băi, este cineva cu bani pe lumea asta. În cazul în care ai nevoie de ceva, te duci și dacă n-ar exista băncile, ce aș face? La vine, dă-și mie 3 lei, Mircea, dă-și mie 2 lei, cu tare, că Amalia, dă-și mie... Îți dau la salariu, dacă aștepți. Dau la salariu, aștept, știi, și atunci nu s-ar mai construi. N-ar mai exista stabilitatea, știi? Constanta asta. Până la urmă, stabilitatea unei societăți o dau și sistemele bancare care sunt acolo, care ajută statul, care ajută investirile. Nu vrei să faci o centrală nucleară, te costă de la 2 miliarde în sus, de unde iei banii ăștia? Ce mergem faci? Chetă? Faci chetă și la agențiile de pariuri, ce faci? Înțelegi? Da. Și automat trebuie să fie cineva care să înțeleagă că rolul lui pe acest pământ este de a susține, de a veni cu resurse, de a sprijini, știi? De a da stabilitate și coerență unei acțiuni nebune cum e a berbecului, înțelegi, de a o concretiza în ceva care este coerent, stabil și palpabil. Care palpabil și care este fix și care are anduranță și așa mai și departe. Și se transformă, știi, în ceva concret. Și care se transformă în ceva concret. Începem să vedem din poveste, nu doar ușa, se mai deschide o fereastră sau se mai clădește un zid lângă și parcă prinde contur altfel povestea. Exact, adică dacă ar fi să o transferăm, sunt foarte mulți nebuni frumoși ai acestei lumi, știi, spre exemplu cercetători, etc., care au deschis drumuri, care au venit cu oportunități, care au descoperit ceva, care au zis, nu știu ce, și în spate a venit unul, cum e Edison, să zicem, să spunem, care a venit și a zis, bă, noi trebuie să dăm coerență chestia asta, păi hai să facem becuri. Și am făcut 1000 până am ajuns și am dat forme și nenumărate. Și așa mai departe, știi? Și venim cu o grămadă de chestii pentru a așeza treaba asta. Au fost berbeci care au făcut 1 milion de chestii pe lumea asta, în lumea psihologiei, să spunem. Și a trebuit să vină un taur, cum e Freud, care din spate. Stați un pic, băieți, că așa, vi le așez eu. Hai să le așezăm într-o formă care poate ajuta, care poate sprijini și a crea psihanaliza. Foarte frumoasă partea aceasta a celor cu acest pattern de taur, pentru că nu ne raportăm la o persoană care are soarele în taur și ar spune că are zodia în taur, ci la modul arhetip, modul general. Exact, energetica. De a da o formă concretă a ceva ce își doresc sau de a-i ajuta pe ceilalți să vadă un drum mai stabil, un lucru mai palpabil, pentru că taurul are și această calitate de a fi totuși cu picioarele pe pământ și a nu face schimbări bruște, spre deosebire de berbec care vine și trântește ușa. Și lucrul acesta e foarte
nu neapărat doar că este foarte frumos, ne aduce și pe noi într-o oarecare stabilitate, ne pune bazele la ceva, putem să pornim de aici, exact. Să construim. Iar în legătură cu tot cu partea aceasta de Taur, mai avea partea asta frumoasă a vieții, artă, partea finețe, venusiană, eleganță, venusiană. Mm-hmm. Da, partea de... cum ai spus tu, de frumusețe, de artă, de... că avem bani, da, parcă și un lingou de aur, parcă poate fi transformat în niște cercei, în niște obiecte de artă... Într-un tablou, într-o mobilă de lux. Da. Da, deci toate chestiile astea care înfrumusețează viața, știi? Că una e să zici, păi am nevoie de un loc unde să stau, bun, păi iau o cameră goală, și alta e camera asta să o faci cuib. Știi? Să aduci acolo obiecte de valoare, un tablou, niște canapele care să-ți lea luxul și confortul, un frigider plin cu de toate. Să știi? Fie și cozy. E altceva, vorbim de același loc, e un leu cu patru pereți. Funcțional, Berbecu ar zice, e bine, aici campăm. Da. Nu ne plouă, e ok, știi? Da. Taur ce... stai așa. Cum să stăm aici, adică trebuie să mâncăm totuși într-o farfurie, poate mai de porțelan, un pic așa mai... Și dacă tot mâncăm să arate frumos, hai să servim, hai să... știi? Am observat foarte mulți șefi. Uh-huh. Bucătari care au acest pattern, marcaj... da, de taur cu un bun gust și cu aplicarea asta către gastronomie, foarte interesant. Sigur că da, taurul are aplicație și aplicația asta. Pe zona Arac, taur. Da. Păi dacă să ne gândim între bancheri bani și între bucătari, e cam aceeași chestie, pentru că bancherul îți dă bani, dar bucătarul îți dă de mâncare. Da, e aceeași chestie, e o resursă, nu? Acum 10.000 de ani nu-i stau bani, există mâncare. Da, și făceam schimbul acela, troc. Deci bancherul era bucătarul satului, dacă vrei. Ăla avea cărnuri, avea cutare. Hai că-ți fac o mâncărică, o tocăniță, nu știu ce, știi? Da, și legat de partea aceasta de vocație, să luăm un pic așa la bani mărunți și latura asta, pe partea de vocație cu un pattern mai venusian, mai pe taur. Artist, artist. Spunem. Artistul, da. Un artist în tot ce faci, pentru că poți să fii și bancher și să fii un artist. Poți să fii și un bucătar și să fii un artist. În tot ceea ce faci, știi? Poți să fii un cântăreț și să fii un artist. Când zic artist, toată lumea se gândește la cântăreț sau pictor, să spunem. Dar în orice ai face, știi? Avem la butoane, nu? Da. Avem un artist. Colegul nostru, Mircea. Mircea este la butoane, este artist, este își dezvoltă acum când face el reglajele și aia și pune lumina și își dezvoltă parte de taur din el. Da, înțelegi? Da. Accesează partea de... Băi, trebuie să iasă mișto, să iasă frumos. Adică îi dă și un touch al lui, știi? Și dă o formă concretă. Concretă. Și o bagă în concret. Știi, într-un material rece și disciplinat și pe YouTube sau pe alte canale, forma finală, dar în, acolo el s-a pus foarte multă artă, știi? Da, a reușit să o transforme. Da, 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 da. E foarte, foarte frumos. Îți mulțumim, Mircea. Mulțumim. Da. Trecem de la lucruri concrete, mergem în grădina gemenilor. Să facem gălăgie, să se audă până mâine. Să ne simțim copii. Să ne simțim copii, hai. Eu vreau să intru în magazinul cu jucării. Ce da, fac eu da, aici, da, pe ce... care o iau? Da. Deci dacă vrem să înțelegem energia gemenilor, trebuie să mergem undeva la un gard, lângă o școală, când e pauză afară. Toată hărmălaia aia, știi? Toți copiii care se joacă și fiecare inventează și fac și acum eu sunt tractor și tu ești găinușă și cutare și te sui într-un pom și facem și ne jucăm și... Mi știi? Se pare fascinantă treaba asta, să stai lângă o grădiniță sau lângă o școală. Lucram la un moment dat fix lângă o școală, inițial mă enerva că eu sunt mai așa, mai disciplinată și apoi m-am relaxat și am zis, mai stai puțin să observ copiii, poți să înveți atât de multe lucruri de la copii și din energia gemenilor în fond și la urma urmei. Pentru că ei sunt așa exuberanți. Inițial ai zice că mamă, ce superficial e, n-are nicio formă, nu face nimic. Dar ei în haosul lor sunt foarte mișto. Sunt foarte mișto și foarte organizați până la urmă. Adică ei, știi, cum era, dacă duci în camera oricărui copil, e dezastru acolo. Dar el o să zică, nu atinge nimic, că știu totul pe unde e. Și tu ești, Saturnin, tine zice, mor, mă sufoc, da? Intru în șoc anafilactic dacă nu faceți ordine pe aici. Și copilul zice, păi știu, întreabă-mă de ceva și spune exact unde este. Înțelegi? Da, 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 apropo de lucrul acesta, mă duc cu gândul la Barack Obama și la soția sa. El are, nu știu dacă ai citit cărțile, mie mi-a plăcut. Alu nevasa lui Michel. Da, Michel, el întotdeauna are o cameră, haos, unde intră doar el și găsești țigări împrăștiate, ziare, cărți aruncate și ea este efectiv... Oripilată. Nu că oripilată, sufocată și sunt împreună de 20-30 de ani. Da. Și el încă oriunde s-ar duce are nevoie camera de camera aceea. Pentru că întotdeauna spune că el în haosul său este
extraordinar de creativ. Și chiar este un om cu resurse și un om creativ, apropo de ceea ce spuneai tu, deci bănuim că are, trebuie să aibă ceva, energia aia gemilor trebuie să fie puternică în, în harta lui și dacă nu mă înșel, ea este Capricorn, sper să nu zic... Nu știu, nu le-am, nu am uitat la sper să nu mă înșel, dar oricum ea are un pattern dintre ăsta mai sobru, mai dur. Eu știu că el este leu, sigur. Are soarele cel puțin în leu. Da, păi se vede și când apare, știi? Că era, când făcea Trevor Noah, are un număr de stand-up și el spune că Barack Obama, când apare din avion, zici că iese din avion și intră într-un videoclip direct cu Michael Jackson, știi? Pentru că intră exact ca leu, așa. Și întotdeauna... filmăm, știi? Și întotdeauna pregătit... Asta e energia leului, știi? Că tot să ajungem și la leu. Da, da. Filmăm? Da? Da. Cam da. Așa... Da, da, da. Și apropo de energia gemilor, mergem puțin. Vorbăreți, organizați în haosul lor, oameni multitasking, pot face multe lucruri în același timp. Excellent. Și am observat oameni cu casa 10-a până la urmă, două meserii sau lucrând în două locuri în același timp. În același timp, da, semn mutabil, ce să-i faci. Da, deci da. O energie dintre asta foarte frumoasă, volatilă. Cum ai vedea partea asta de casa 10 sau vocația, de exemplu, pe gemeni? Ce crezi că ar putea să împlinească un geamăn? Sau o persoană cu acest arhetip? Cred că un geamăn ar putea... Exemplul tău cu Barack Obama este excepțional. Adică ideea asta de a împăca în capul lui și capra și varza, știi? Cam asta este. Adică, da, este, am nevoie și de un job disciplinat unde să-mi pun în valoare, să spunem, partea comunicativă a gemenilor, dar trebuie să vorbesc, relații, telefoane, faxuri și așa mai departe. Deci energia gemenilor am nevoie să o integrez prin jobul, prin ocupația mea, și, dar și partea cealaltă haotică, știi? Partea de libertate și de creație, partea creativă pe care foarte mulți gemeni sau persoane cu energia gemeni o neagă, o uită. Energia aia jucăușa copilului care din nimic creează, nu știu ce, știi? Îți ia un copil cana asta și zice, ăsta, uite ce tractor frumos, uite, ăsta e o navă spațială, zici că e Star Trek. Și nu poți să-l contrazici, pentru că dacă asta vede copilul, asta adică e imaginația lui. Este lui. Mintea lui care creează niște chestii senzaționale, care mai târziu vor fi puse în operă, deci preiau celelalte zodii, știi? Eu am o teorie, tu o știi foarte bine, aceea că toate zodiile sunt în noi. Da. Și noi trebuie să le, scopul nostru, dacă ar fi să avem un scop, știi, ca dezvoltare personală, spirituală, fizică, orice, e să integrăm toate aceste zodii, știi? Și atunci trebuie să te uiți într-o hartă să vezi, ok, deci trebuie integrată și energia gemenilor. Unde o integrez? Ce fac păi în carieră. A, perfect. Păi în carieră trebuie să-ți integrezi tu energia gemenilor, această energie jucăușă, duală, da, mutabilă. Versatil, oameni care pot vorbi extraordinar de frumos. Am văzut mulți speakeri care au un marcaj frumos pe zona aceasta. Oameni care scriu foarte frumos. În caz că Mercur, guvernatorul, este cumva retrograd. Pot fi scriitori foarte buni, nu neapărat vorbitori. În exterior, ci în interior. Da. Și practic lucrul acesta înțelegi cumva să ți-l lucrezi și te poate împlini. Foarte fain. Da, deci asta este energia gemenilor. Energia vocațională a gemenilor merge pe ideea asta de creație în sensul comunicării, în sensul trebuie să comunic ceva. Și oameni care pot rezolva foarte multe probleme, chiar și ale altor persoane. Da. Au această obiectivitate pe care o pot foarte frumos expune și te pot lămuri. Pot fi uneori tranșanți, dar într-un mod destul de frumos și de constructiv. Geamănul are această energie a dispecerului, cum zic eu, sau baba Leana din cartier, știi, care știe pe toate. Păi mamă, vrei sifoane, te duce acolo, vrei cărniță, te duce acolo, borș, iei de la două case mai încolo, de la tantinuții, că are ea nu știu ce, și dacă vrei, îți spun și ce au făcut azi noapte copiii tăi, înțelegi? Cam asta e. Deci am o prietenă. Da. Identic, nu exista să nu știe, să nu știa tot, orice știre, ori da, putea da. Și dacă îi spuneai, cum că n-am văzut, pe cum că a fost chiar acum două zile, cum să nu știi, a și trecut, a expirat, adică energia de gemeni era atât de puternică și atât de, și foarte frumoasă, vrei să întrebi ceva, vrei să afli ceva, sună un geamăn, du-te la o persoană cu piatra exact, de geamăn, bravo. Că te-a lămurit. Și într-o firmă te duci, să știi, ai văzut că în firmă sunt șef, șefuți, etc., secretare, bă da, e unul, întotdeauna, bă, care le știe pe toate. Ăla-i cu pe
pattern de geamă. Ăla e cu pattern de geamă. Deci ăla care te duce și întreabă, du-te și întreabă pe ăla, știi? Și ăla zice, te duce aia, te duce acolo, găsești computere la IT, dar vezi că la IT lucrează Georgel și Georgel nu vine până la ora 10. Adică spune toată bucătăria. Îl găsești la cafenea și te învăț eu, știi? Cam asta e energia gemenilor, știi, aplicată în carieră. E foarte fain. Deci sunt oameni foarte faini și care poți chiar comunica foarte frumos. Mulți jurnaliști pe zona aceasta, oameni vorbesc, care transmit, care mută informația. Da, și mergem la RAC. Ia zi-ne tu despre... La Pufoșenie. Dragul de RAC. Dragul blândul de RAC. Măi, RAC-ul are și el menirea lui pe lumea asta, nu? Categoric. E cu, da, așa cum SRI-ul are rolul lui de a asigura securitatea unei țări, nu? Că toată lumea înjură, că securiștii... Băi, fără ăștia... Mi-am plac, eu, pe mine mă intrigă. Eu îți spun că fără o agenție de securitate foarte bine pusă la punct, o țară încetează să existe în 6 luni de zile. Înțelegi? Cu toată armata și cu tot ce vrei tu. Deci, practic, rolul RAC-ului în noi este acela de a ne proteja. Deci, rol de protecție, rol de confort, de a ne asigura confortul, înțelegi? Rolul de a ne face să ne simțim bine, pe mine sau pe ceilalți. Înțelegeți? Deci atunci când eu caut să te fac pe tine să te simți bine, înseamnă că mi-am activat racul din mine. Înțelegeți? Cozi, când vreau așa. Așa, cozi. Băi, să vă simțiți bine. Mă, vă e bine. Ți-e foame, ți-e sete, e cald. Mai dau drumul la căldură, știi? Chestia aia. Asigurăm un spațiu confortabil și securizat. Nu intră nimeni peste noi. E ok. Avem căldură, sunt peste 23 de grade. Avem ce mânca. Dacă vrei ceva, te rezolvi, știi? Sunt un geamăn. Să te simți. Știu eu un geamăn, așa, cam enervant, dar știi că pentru un rac geamăn nu e enervant, că îi strică feng shui. Este, dar e bun la casa omului, e bun. Că-ți rezolvi treaba. Da, că-ți rezolvi treaba. Așa, deci asta e. Deci, practic, dacă am energia racului și ea trebuie să mă integrez prin mijlocul cerului, prin casa 10-a, deci prin cariera mea și ideal și prin vocația mea, așa, înseamnă că am nevoie să-mi formez o carieră, să-mi construiesc o carieră în care să hrănesc. Prin care să hrănesc sau să securizez, să am grijă. Da. Știi? Orice ar putea însemna chestia asta, ar putea fi și de la bucătar, că am întâlnit foarte mulți bucătari cu zona pe RAC, care gătesc din dragostea asta de a te face să te simți bine, știi, de a te hrăni. Băi, hrana... Și dacă la Taur e plăcerea de a mânca, plăcerea resursului, la RAC este nevoia de a te hrăni. E ca o mamă care te alăptează. Băi, laptele ăsta, știu că trebuie să fie bun și fancy și așa, să ne simțim bine și să fie lapte de coco și cu un pic de cafea. Nu e la RAC chestia asta. Dar e la hrănitor. La RAC trebuie să fie hrănitor, să aibă minerale, proteină, tot ce trebuie, știi? Deci e un alt tip de grijă culinară, dacă vrei. Bă, vreau să-ți hrănești ceva care este foarte hrănitor. Știi? Și poți să împlinești chestia asta prin RAC. Zi tu, cum o vezi tu? În general am observat oameni care au, într-adevăr, cum ai spus, au grijă de alții, dar în același timp au și o nevoie foarte mare de a se simți foarte confortabil atunci când fac un lucru la locul de muncă. Întotdeauna, cred că, nu vreau să exagerez, nu întotdeauna, în mare parte poți să vezi raci care la birou și-au pus un tablou, o floricică, au adus puțină emoție, au adus ceva de acasă încât să-și integreze și latura emoțională. Pentru că racul totuși vine cu latura asta emoțională foarte frumoasă și are nevoie de nu doar de un confort cum ar fi la Taur, vreau să fiu comod și să mă simt bine și să am mâncare la locul de muncă. E mai mult. Vorbim de ceva profund, vorbim despre luna care vorbește de partea de emoții, de subconștient, de legătura pe care pot să o am cu colegul de muncă și în general sunt persoane care sar foarte repede în ajutorul altora. Mămoșenia asta drăguță. Mămoșenia, bravo. Aici voiam să ajung, știi? Cei cu racul în casa 10-a sau dacă ai luna pe acolo, sunt exact cloșca de la serviciu. Da. Ai mâncat, ai băut, îți aduc mama. Ceva? Bă, de-ai mei nu vă luați. Îi bat eu. Adică să nu crezi că racul e vai, ce nu știu ce, îți dă două palme, nu te vezi. E cardinal, totuși. E cardinal, adică are super forță, știi? Dar să nu cumva să vină cineva din exterior să se ia de-ai mei. Deci dacă aveți cumva șefi cu marcaj pe RAC, da pe lângă voi, pe la alte compartimente, întotdeauna îi cereți voie lui ca să vă luați de angajații lui, de cei sub el, pentru că altfel va face prăpăd. Cloșca mamă e acolo. Cloșca mamă e acolo, știi? Pentru că își dezvoltă această parte a RAC-ului de a avea grijă și atunci, sunt ai mei sub mine aici. Da, eu îi bat, eu v-am făcut, eu vă omor, dar nu din exterior. Nu vine nimeni să-mi bată mie copilul, știi? Exact, am observat lucrul ăsta și
sunt foarte drăgăstoși. Da. Adică... Dacă ai prins în toane bune, da. Da, 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 au grijă, dar au și, bineînțeles, fațeta cealaltă în care partea aia cardinală te lovește de un perete de zici că n-ai anticipat, ai zis ce a fost asta. Doamne ferește să fi stricat ceva în cuib, da, adică să fi stricat ordinea cuibului, că nu e bine, adică te lovește de nu te vezi, te protejează, te așa, dar când știi, râdem, glumim, dar nu părăsim incinta. Și nu mergem către partea emoțională unde nu că ne scoatem din zona de confort, ci în sensul nu atentăm să ne rănim. Sau să ne facem lucruri nefăcute, inclusiv exact. Că e prin prisma locului de muncă. Pentru că atunci când atentezi la partea aia de siguranță, pentru că rezultă o siguranță, o nevoie de siguranță de aici, atunci racii pot fi și ei mai împănați așa un pic. Împănați un pic, da, mai cardinale așa. Și mai e o chestie, am uitat să o specificăm. Te rog. Racul e foarte legat de trecut. Și sunt tradiționaliști. Tradiționaliști, știi? Cum făcea tata. Înțelegi? Că eu știu că eu sunt șef aici și sunt, așa, prin cariera mea, sunt șef acestui compartiment, am să-l conduc exact cum făcea tata. Și am observat, cum făcea bunicul, sau da. Cum se face în familie, știi? Și am observat mulți oameni care au preluat meseriile sau afacerile din moși strămoși, ducând mai departe. Da. Da, venind pe zona asta. Păstrând o tradiție, pentru că în orice cultură, chiar dacă vorbim de epoca vărsătorului, de nebunii, de Bitcoin, nu știu ce, și tradiția și are rolul ei în a stabiliza, cum să zic eu... Bunul mers al lucrurilor în funcție la urmă lucrurilor. Și identitatea națională și așa mai departe, știi? Apropo de faptul că dacă vrei să distrugi un popor, știi cum s-a încercat și pe aici și se încearcă foarte mult, încerci să-i distrugi istoria sau identitatea națională, pentru că tu prin istorie, prin ceea ce înveți la școală, tu îți formezi o identitate de trib. Tribul meu, eu sunt român. Când zic eu sunt român, deja mă raportez la Burebista, Decebal, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, etc., la o întreagă istorie, la bunicul, la străbunicul, la pământul, la țara, nu știu ce, știi? Fără această identitate, îți tremură pământul de sub picioare, pentru că tu nu știi al cui ești. Și când unde te duci, noi ce faci, rac, cum... Tu al cui ești, maică. Da. E foarte important lucrul acesta. Deci ține și de identitatea ta istorică. Dacă vrei, că noi avem mai multe tipuri de identități. Identitatea mea istorică de apartenență este dată de rac. Deci putem întâlni și carieră, împlinire în carieră pentru cei care, nu știu, fac arheologie, să spunem, sau care studiază istoria, știi? Pentru că am zis, istoria, dincolo de faptul că e o disciplină științifică, contribuie la identitatea culturală a unei națiuni. Adică, bă, o ținem aici, noi și o ducem, știi, mai departe. De mii de ani suntem aici. Da, e ok. E cloșca. E al meu, noi, fac eu noi ce aici vreau suntem. Acasă. E grădina, nu e a mea, nici a lui bunicu, e tăl, știi? Indiferent că e fals sau nu e fals, important e, vorbim acum psihologic, da. Creează o identitate. Da, și e importantă. Și e importantă, știi, pentru stabilitatea ta psihologică, dacă vrei. Dacă dăm un exemplu, spre exemplu, ia un copil, are 18 ani, și e foarte bine, foarte mișto, este foarte ok, zice că are un job, are și un prieten sau o prietenă, mă rog, nu știu, și te duci mâine și zici... O chestie foarte simplă. Auzi, tu știi că ești adoptată? Da. Ce s-a întâmplat cu el în clipa următoare? Da. S-a dărâmat totul, pentru că toată construcția pe care și-a făcut-o el într-un colț al subconștientului și pe care tu nu o vezi, s-a dărâmat. Apartenența sa istorică, dacă vrei. Da, i-a fugit pe pământul de sub picioare, cum zicem. I-a fugit totul. Da. Și îl destabilizezi, știi? Asta e racul. Stabilitatea pe care tu, emoțională pe care tu o ai, având o identitate culturală, istorică. Știind că eu sunt alu mama și al doua și alu bunicu și sunt de la țară, de la Urluieni, de la Bârla, de la care aia, că bunicul, știu poveștile și nu știu ce. Din moștrămoși și strămoși și strămoșilor noștri. Și mâine vine și unul, păi, dar tu ai fost adoptat, la 2 ani, te-au adus din Germania. Și n-ai știut. Păi și eu cine sunt? Da, e destul de complicat, apropo de exemplul tău, dar este relevant pentru că e foarte important tocmai să subliniem această nevoie de apartenență și latura asta emoțională prin care racul poate funcționa într-un mod, bineînțeles, constructiv. Și mergând mai departe, mergem la leu. Am venit. Avem o. Aici sunt, în caz că nu știai. Da. Era asta, Alain Delon în Asterix și Obelix cu Avem o. Când îl juca pe Cezar. Și ăsta este leu, este energia din noi care are nevoie să fie recunoscută. Băi, sunt și eu buricul pământului, da? Ești prieten cu partea de leu din tine? Pe de o parte da, pe de o parte nu. Ți-a luat ceva să o integrezi? Mi-a luat foarte mult timp să o integrez, știi? Adică am fugit de ea, deși aveam nevoie de ea. E ca și cum, nu știu, ai avea nevoie să bei vin. Știi că vinul e așa, e prea sfânt. Am dat un exemplu prost, nu. Ceva, dar tu ai fugit toată viața de el pentru că tu știi că nu e bine să bei vin. Știi?
Și practic ți-ai integrat partea de leu în partea asta inginerească și nu ți-ai dus-o în partea de astrologie, pentru că, uite, ți-a luat ceva timp să-ți faci cursurile de astrologie, deși tu studiai de cât? De 15 ani? De 20 de ani? Studiam de foarte mult timp, exact. Și aveam, să spunem, toate aturile pentru a ieși în față și pentru a mă sărbători, dar nu reușeam să mă împuternicesc singur, că de fapt despre asta e vorba la leu, să te împuternicești singur, să te declari alfa. Bă, și ceva, eu sunt alfa. Pe șantier a fost simplu. Am fost toată viața șef, am condus echipe, am nu știu ce, și mă împuternicea faptul că aveam o facultate și cu o diplomă, și mă împuterniceau șefii mei și tot sistemul, și mă integram foarte ușor în sistem. Și atunci nu aveam o problemă. Știam că ce am de făcut, știi? Mă duc și repar chestia aia. S-a stricat asta, motorul de 20 de megawatts, ok, îl reparam, merge. M-am puternicit. În astrologie nu e așa simplu. Nu e o chestie, gata, am dat drumul la motor, știi? La vine, ți-am făcut harta și de mâine tu ești fericită. Stai, că nu prea e așa, că nu aici... e așa, tati. Da. Operăm cu niște mecanisme subtile pe care le schimbăm și care au o funcționalitate în timp și așa. Vorbim mai de departe. Ani, și cine să ție împuternicirea că ești ceea ce ești, știi? Și aici este granița aia fină între aroganță, știi, și competență, pe care o descrie bine, mă rog, Adam Grant, e o carte foarte mișto, Regândește, în care el descrie exact problematica în corporații, știi? Că sunt cei care, într-o latură, sunt foarte aroganți, știi? Au, știi, două chestii și gata, ei sunt aroganți, ei știu, știu eu, ideea mea este cea mai bună. Și cei care sunt foarte competenți și scad sub povara propriilor competențe, n-au curajul să iasă în față, știi? Pentru că cu cât știi mai mult, cu atât îți dai seama că știi că mai știi puțin. Și atunci nu mai ai din ce în ce mai puțin curaj să ieși în față, știi? De obicei, cum zicem, o vorbă din popor, mă proști ies în față, știi? Vezi și clasa politică, na, adică te uiți, frate, de unde ați venit? Păi au curaj, sunt aroganți, că sunt varză, sunt nuli, știi? Își folosesc latura aia superficială. Latura superficială, știi? Mm-hmm. Păi stai, bă, că știu eu, nu știu eu să conduc, mare bânză, ce, dau niște ordini, niște legi și gata, hai, faci. Ce simplu e. La cei cu patternul acesta de leu, sunt și cei care vor să iasă în față, apropo de Barack Obama, de ce vorbeam, actori. Cântăreți, oamenii care își doresc să fie pe scenă, bineînțeles. Ziceam Obama, nu? Da. Poate fi și un director de bancă, evident. Ideea este să ocupe acel scaun, să-și poată... Și să-l vadă lumea, să se vadă, să se lase văzut. Da. Asta e chemarea lui mijlocul celui. Să strălucească. Băi, lasă-te mă văzut, știi? Da, să zicem că Mircea ar avea mijlocul celui în leu, știi? Mircea, pune-mă o lumină pe tine. Știi? Adică vrem să te vadă lumea, apar și tu în cadru, uite, punem să vină o cameră să-l filmeze și pe Mircea, știi? Adică nu-l lași într-o cameră întunecoasă, las că stai eu la butoane, doar la partea creativă. Nu? Dar partea aceasta de leu, mai devreme sau mai târziu, o să fie și ea integrată. Adică te va pune viața în postura în care trebuie să-ți asumi și tu că ai acest leu în tine, indiferent unde l-ai avea, că Bravo. E tot ceea ce înseamnă asta am chemarea. Leu casa a șasea, da. Pe muncă. Dom'le, eu la mine la muncă când mă duc, nu sunt șef, dar sunt muncitor și toți ceilalți mă observă, vin la mine, mă validează pentru ceea văzut. Ce sunt. Da. Da. Și sunt un bun conducător, iarăși. Sunt un conducător care inspiră pe ceilalți. Da, sunt deschizători și ei de drumuri, sub o altă formă față de berbec, dar au și lucrul acesta și mai știu să pună și oamenii în valoare, crezi? Dacă își folosesc, asta e vocația lor. Știi că vorbeai de carieră și vocație. Prima parte, chemarea leului, nevoia leului și prima parte a terapiei cu leu este ieși tu în evidență cu ceva, știi? Ia microfonul, cântă, nu știu, bai, stai pe scenă. Dar partea cealaltă din spate care ține de vocație este să-i pui în valoare și pe ceilalți. Unul să-i faci să se simtă bine, știi, ca un actor mișto. Că, de fapt, actorul e singur pe scenă, are un microfon și 10 reflectoare pe el, știi? Dar el are o sală pe care o hrănește, care îi transmite o stare, pe care o inspiră, o impulsionează. Băi, când am plecat de la cursul ăsta sau de la Horațiu Mălele, știi că ăsta e leu, marele nostru leu, știi? Da. Băi, când am plecat de acolo, simt că pot să întorc pământul. Și mă mai duc de 3 ori energie. Să-mi iau energia. Aia e partea de vocație a leului, știi? Actorul senzațional, singur pe scenă, care se sacrifică într-un fel pe el. Dând mai departe, dând din mai cât departe știe, publicului din ceea ce este. Și, nu din ceea ce știe, mai mult din ceea ce este. Da, și mai mult de atât, a fi recunoscător. Da. Că poate și se lasă admirat de către propriul public, pentru că își pune publicul undeva mai sus decât se vede. Exact. Foarte exact. Mișto lucrul ăsta. Da, dacă vrem să înțelegem energia leului, apropo de vocație, mergem la un spectacol cu Horațiu Mălele și vedem câtă emoție transmite și câtă, nu umilință, câtă smerenie transmite în același timp, fiind un alfa.
Da, e adică nevoie nu de te poți compara, e un monstru al sacru al artei românești și nu numai, poate chiar mai mult, știi? Deci el e un alfa pe scenă, adică nu mai încape altcineva pe lângă el. Oricum, oricine ar fi, îl susține cumva în ceea ce va face, nu neapărat că va ieși în evidență. Dar dacă te uiți la spectacole cu el, apropo de leu, știi? De energia de susținere pe care tu ai adus-o la fileu, când joacă cu alții, știe să-i pună în valoare pe ceilalți. Liderul din el. Dom'le, îi pune în valoare pe ceilalți actori. Ceilalți actori nu se simt timorați că joacă cu Horațiu Mălele, când s-ar putea foarte simplu, știi? A ieșit pe scenă și bă, voi nu existați. Spectacolul se numește și voi sunteți pe aici ca nu cum ar fi maestrii cu luminile, știi? Nu. El îi pune în valoare și pe ei. Are o smerenie foarte mișto. Asta este diferența între latura aceea fină, nuanța fină de care vorbeai puțin mai devreme, între a fi lider, da, a ști să-i pui pe ceilalți în valoare și a fi arogant. Pentru că, da, recunoaștem, este foarte fină linia, toți o avem și pe plus și pe minus și eu am aroganțele mele și tu și cu toții. Uneori e necesar, așa începem. Da, dar e nevoie să ne dăm voie, da, să facem și lucrul acesta, bineînțeles, venind puțin și acasă și înțelegând că stai puțin că am exagerat aici. Știi cum e cu aroganța? E ca la microfoane. Bă, important e să meargă microfonul. Și atunci dăm drumul la butoane și la prima dată este microfonia sau e zgomotul prea mare. Știi? Aia e aroganța. E, dacă începem să reglăm de-a lungul vieții, știi? Această aroganță vine în ceea ce spui tu, să-mi dau voie. Adică am volumul mai mic. Dar un pic de aroganță, adică e o energie necesară în noi, știi? Mă, trebuie să iei viața un pic și în piept mai... Îți faci curaj și ies pe scenă. Trebuie să am un pic de aroganță, știi? Da, trebuie lucrată frumos. Frumos, mascată, știi? Da. Dar o folosesc ca resursă, știi? Nu zic, am simțit aroganță, nu mai ies pe scenă. Folosește-o. O escaladez. O controlez. O controlez. O controlez, da, din butoane, știi? Când simt că așa, știi? Dar un pic de mândrie trebuie să ai. Dacă nu iei, dacă nu partea asta de leu, atunci cine, adică o minință, dar trebuie să ai și un pic de mândrie. Știi, partea de leu este partea de mândrie care spune la un moment dat, bă, nu te lăsa călcat în picioare. Da, dar în același timp, uite, mândria vorbește despre modul în care sunt eu și mă simt eu și mă raportez la ceilalți, îmi dau voie să fiu mândru de mine, iar partea asta, de exemplu, de orgoliu și aroganță, e despre ce cred eu că ar crede ceilalți despre mine, despre modul în care mă poziționez eu fix de aceste lucruri. Și sunt două idei totalmente diferite pe care, în general, din păcate, oamenii le cam confundă. Da, le calcă una peste, da, le suprapun așa. Deci dacă avem casa 10 pe zona de leu sau pe partea de vocație, trebuie să vă dați voie să ieșiți în față, să scoateți față, liderul, da, și să-i sprijiniți și pe ceilalți, pentru că veți crește liderul împreună. Liderul de care spuneai tu, care impulsionează pe ceilalți, care știe să-i pună în lumină pe ceilalți, știi? Este un foarte bun lider, este un foarte bun conducător, toată lumea îl iubește, dar rolul lui principal este să pună și luminile pe ceilalți. Să aibă grijă ca și cei din... Și dacă racul are grijă, da, bă, sunteți cu mine, eu v-am făcut, eu vă omor, dar eu vă protejez, leu face mai mult, pune luminile și pe ceilalți, știi? Îi impulsionează. Și cineva în familia asta mai trebuie să și muncească. Cineva în familia undeva în spate, când se termină spectacolul. Da, știi că toți știm, a venit actorul, spectacol, aplauze, flori, a plecat lumea acasă. Sunt băieții ăia care, fără ei, nu există spectacol. Da. Care strâng luminile, care sunt la butoane, care nu știu ce, care știi, care strâng, care fac curat, care le pun în... Le așează. Le așează în lăzi pentru următorul spectacol, le încarcă mașini, logistica, du-le acolo, du-le acolo, da? Pe trebuie să fie cineva, nene, și cu marcaj de fecioară. Exact, ajungem, da, la fecioarele noastre, dragi, muncitoare de altfel, fără de care... N-am putea să trăim, exact, n-am putea să, exact, fim și trebuie să ne integrăm energia asta pentru că o avem cu toții. Foarte multă lume nu vrea să-și accepte marcajul de fecioară, cel puțin în munca mea, nu știu cum se întâmplă. Domne, dar eu nu sunt domne așa. Ok, nicio problemă, nu ești așa, dar nu judeca fecioară că și tu ai fecioară în hartă și nu știu unde ți-o lucrezi. Și nu știu unde o lucrezi, exact. Da. Da. Și practic avem fecioarele. Da, fecioarele, atunci când explic arhetipul fecioarei, explic exact acele mecanisme care nu se văd. Știi că fecioara nu vede berbecul, nu vede casa șasea, nu vede ascendentul. Asta înseamnă că sunt acele mecanisme care fac ca lumea să se... The world goes round, știi? Ca să lumea funcționeze. Să funcționeze, dar pe care nu le vezi. Tu vezi un cuirasat, un crucișător, o super navă de croazieră cu oameni, cu servitori, cu cutare, cu, știi, cu șampanie, cu muzică, etc. Dar undeva jos... Sunt niște oameni care sunt niște motoare care se învârt și care trebuie să funcționeze. Arhetipul fecioară este arhetipul care face ca motoarele acestei lumi
Și motoarele noastre interioare, corpul ăsta să funcționeze. Da. De-aia Fecioara este asociat foarte mult cu ideea de vindecare. Da. De funcționalitatea biologicului. Pentru că, de fapt, funcționalitatea, ca sintagmă, a cuvânt, dacă vrei, este atribuită Fecioarei. Fecioara, asta e treaba ei. Să facă lucrurile să meargă. Și să repare. Și să repare, exact. Când s-a stricat, am reparat. S-a stricat, am reparat, știi? Foarte, oameni cu, în general, cu, pot veni cu meserii pragmatice, cu meserii în care dau o altă formă de concret. Uh-huh, bravo. Nu ne referim la partea de taur. Uh-huh. Am întâlnit foarte, foarte mulți medici uh-huh. în zona aceasta, care sunt extraordinari, sunt efectiv străluciți. Și au nevoie, în schimb, de mai mult timp uh-huh. să se așeze pe drumul acesta. Cel puțin eu asta am observat. Nu în sensul că nu știu ce vor, ci în sensul că au senzația că niciodată nu e îndeajuns. Uh-huh. Da, da, da. Asta este problema, pedalatul gol al Fecioarei, al părții de Fecioare în noi, știi? Mama avea o vorbă, are vorba asta, mama care are marcaj pe Fecioară și care mi-a zis, mama, ai grijă de tine și fă-ți și alte chestii, pentru că treaba, munca nu se termină niciodată. Știi? Și atunci, într-adevăr, poți exagera, să pedalezi în încercarea de a le rezolva pe toate. Închipește-ți că ne apucăm noi acum să facem curat aici. Niciodată nu o să termină curatul. Da. Tot mai apare ceva, tot mai e ceva de îndreptat, de fixat, de ecutare, știi? Asta e partea extrema negativă a Fecioarei. Da, de a merge către perfecțiunea asta pe care cumva... Și de a despica firul în patru, acea logică. Dar nu vrem să vorbim despre partea asta, vrem să vorbim despre partea funcțională, cum ai zis tu, doctor, care repară... Ajută, meserii care repară, care ajută, care asigură funcționarea sistemului, da. Oameni foarte talentați în tot ceea ce înseamnă legătura cu lucru manual. Exact, cu manualitatea. Cu a scrie, cu a repara, cu a desena, cu a picta, cu a avea tot ce e manualitate, scrierea da. Asta creativă, mm-hmm, așa mm-hmm. de extraordinar de talentați, pentru că, ce să vezi, ei au și răbdare. Au și răbdare, da. Deși nu pare, pentru că sunt o zodie mercuriană, dar totuși când fac ceva, au această răbdare, e semn de pământ, pământul lucrează. Da, dă forma concretă, mm-hmm. da, spre deosebire de gemeni. Având același guvernator, dacă îl pui pe un geamăn să stea să-ți deseneze identic ceva, s-a privit la a doua linie. Ți-a rupt tabloul, ți-a aruncat hârtia, deci a zis, nu, ce deznervos. Sau, mă rog, e vorba aia, știi, cu am om pentru așa ceva. Eu dau unui colin, bă, îmi faci mie tema că m-am plictisit. Dau eu o bere. Dau eu o bere, da, 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 da. E foarte interesant că în facultate, doamne, am un prieten foarte bun, știi, care are marcaj pe ele geamă, deci are soarele în gemeni și marcaj foarte puternic pe Fecioară, ascendentul și tot ce e acolo. Și era îngrozitor pentru el. Că da, această chestiune. Și țin minte că... mergeam pe la el să învățăm, știi? Și eu mă duceam și ziceam, dai și o bere? Băi, păi am zis că învățăm, că mâine avem examen, că nu știu ce, că la aia, și până la urmă îl corupeam și pe el și îi plăcea foarte mult și a doua zi partea de Fecioară mă înjura. Că n-am învățat din cauza ta, că uite, că am luat numai 7. Păi, la facultate, da? Luăm 5. Să dăm voie să trăim acum. Mă, să trăim, să fie bine, știi? Da. Da. Deci partea asta de funcționalitate, de a pune în funcțiune, de a repara, toate chestiile astea țin de vocația Fecioarei. Da, foarte, partea practică și logică a lucrurilor. Foarte, foarte fain lucrul ăsta. Eu personal, prin prisma și a faptului că poate am studiat atât de mult timp, uh-huh. nu fac diferențe între zodii, adică mă întreabă lumea ce zodie îți place sau cu ce zodie nu rezonezi. Și spun, nu există așa ceva. Adică eu asta gândesc, asta percep și zic, măi, n-am cum să nu mă înțeleg cu cineva. Găsesc eu ceva în comun dacă chiar îmi doresc. Că avem uh-huh. și diferențe, este firesc. Deci nu mai fugiți de partea de Fecioară, chiar dacă de multe ori pare persoana aia care numără firele de nisip de pe plajă. Da, 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 da. Are un scop acolo și cu siguranță undeva îi dorește să ajungă. Cel mai bun exercițiu poți să-l faci să-ți imaginezi că ai scoate Fecioara din tine, știi? Eu mai fac și exercițiul invers în astrologie, psihoastrologie, știi? Zic, cum ar fi, cum aș funcționa eu dacă n-aș avea Fecioara în mine? Adică să trecem de la partea asta de leu? De leu direct la balanță, știi? Deci n-ar mai fi partea funcțională, partea cu să terminăm niște lucruri, să le facem să meargă, să... Să învățăm, să mâncăm, să ne îngrijim de sănătate. Să mai dormim, toată viața să mai avem mea ar o rutină. Vraiște, știi, le fac cum vreau, ba sunt șef, ba sunt amant, iubăresc, nu știu ce, dar nu fac nimic ca lumea, adică
Le încep, dar nu le termin. Lasă, bă, bine n-a venit, hai, pac, am plecat, știi? Stai, mă, că avem o emisiune, să o terminăm, adică, știi? Știi, da, m-am gândit eu că am întâlnire cu Balanța. Am o altă idee. Știi, am văzut pe cineva pe hol și mă duc să vorbesc cu... A venit săgetătorul. Da, exact, a venit săgetătorul. Bă, hai că mergem în... Am găsit niște bilete la... La teatru, la Mălele. La teatru, la Rușă, sau la în Franța, niște bilete ieftine de avion. Mergem în seara asta, hai! Bine, da. Vine, te mai sun eu, pa! Așa. Mai vorbim, da. Mai vorbim, da. Da, deci, asta deci partea asta de ficioară, uite, vezi ce frumos se leagă lucrurile când suntem deschiși și acceptăm și plusurile și minusurile și putem să facem o discuție concretă. Concretă practică, și funcțională. Da, și funcțională, mm-hmm. Latră de fecioară. Da, și putem să-i dăm o formă și putem să ne ajutăm să înțelegem cu atât mai mult această formă încât să îi dăm o altă formă în propria viață. Fiecare poate lucra cu latura asta. Cu latura asta, da. Și mergem la... Mergem la următorul semn cardinal. La bălănțuca noastră, știi, care respectă principiul universal al echilibrului, știi, că balanța, pac, legată la ochi și o balanță care, așa, justiția, balanța echilibru. Ta cum e? Balanța mea, eu m-am născut cu Uranus în balanță, așa că te rog să nu mă întrebi de balanța mea. Mamă, dar te-am la fix. Mai la fix, deci la mine echilibru există, dar lipsește cu desăvârșire, știi? Exact. Da, mereu e alt... Alt criteriu al echilibrului. Știi că întotdeauna echilibrul se face față de un punct de sprijin. Și asta este problematica balanței. Când ne ducem la Arhimede, care a zis dați-mi un punct de sprijin și vă răstorn tot universul. El se vrea la pârghie, știi? Pârghie. Da. Nu există un punct de sprijin în acest univers. Nu există punct de referință, punct de echilibru. Ok, vorbim de echilibru și de echitate. Dar la ce ne raportăm? La ce vrem noi. La ce vrem noi. Ai zice tu cu Uranus în balanță. Uranus în balanță, la ce vrem noi? Da. Da? Dreptatea e relativă, echilibrul este relativ, totul este relativ pe lumea asta. E subiectiv, adevărul aparține celui care îl spune și tot așa. Și de aici aceea, să spunem, indecizie a balanței, știi? Mm. Care își caută acel punct de referință. Băi, când facem, spre exemplu, e judecător, nu? Da, ce meseria balanțelor. Tu trebuie să alegi între două persoane, cine e vinovatul, cine nu. Trebuie să te raportezi la ceva. De obicei te raportezi la lege. Da. Dar legea este și ea interpretabil, adică nu e ceva foarte fix. Da, e și făcută. Și atunci trebuie să judeci adânchie, e totuși o zodie de judecată, de cumpănire, știi, de aia balanța cumpănește, pentru că este într-un fel frică de decizia finală. Știi? Balanța se sperie cel mai mult de ultima decizie, de judecata pe care a dat. De aia preferă să stea cât mai mult în cumpănă, poate mai apare ceva. Ca și cum îi spuneai unei balanțe... Lovorul ăsta parcă era mai drăguț celălalt, stătea mai bine celălalt după ce l-a cumpărat. L-ai terminat. Ai omorât-o, deci o duci în exact paradoxul libertății, știi? Paradoxul libertății este că te simți bine atâta timp cât ai foarte multe opțiuni, dar te vei simți mizerabil după ce ai ales ceva, știi? Te gândeai, mamă, dacă o luam pe cealaltă, pulovorul era de care bine, zici tu. Era, dacă era mai bine. Da, și uite așa... Știi? Poate era mai bine, nici măcar nu sunt sigur că era mai bine. Da, așa e, cu semnul întrebării. Da. Și balanțele merg pe zona asta de justiție. Și diplomație. Da, caută întotdeauna echilibrul și am văzut foarte multe persoane cu pattern frumos, puternic pe latura aceasta, la care te duci cu o idee, cu un argument și într-un final, ce să vezi, pleci cu ideea lor. Deci cu ideea lor, da. Au acest talent diplomatic, de-aia este atribuit diplomației, că de fapt sarcina unui diplomat, până la urmă, e să te convingă că... Știi? Lucrurile sunt și cum zice el. Da, cum au făcut ai noștri în 1918, nu știu cum au făcut, pe cuvânt, că citesc istorie și nu știu cum am obținut noi unirea principată, deci unirea cea mare. Erau balanțe acolo, multe. Probabil. Nu știu cum i-au convins pe aia, frate, nu știu, știi? Toată lumea zice că dă vina pe Regina Maria, că și-a etalat serviciile ei, mă rog, femeiești. Dar e de vorba... balanță și ele, să știi. Probabil. Oricum, au făcut ceva, au scos din Rahat Beach, pentru că noi nu aveam niciun drept, nicio cădere să... Și am obținut niște chestii formidabile. Iată diplomatul care n-are nimic în traiste, se duce și te convinge. Cum ai zis, tu pleci cu ideea lui. Da. Trebuie să te convingă. Asta e marea calitate, știi? Și practic exersăm, dacă avem mijlocul cerului acolo, exersăm această energie a balanței prin cariera noastră. Că e vorba de artă, că e vorba de frumos, pentru că balanța e o zodie venusiană și... Dar și acolo latură. Trebuie să echilibreze, adică, ok, na, ori te pun la Vinia, să zicem că ești balanță, mijloc și trebuie să organizezi o expoziție. O expoziție de ce? Uite, de tablouri din astea frumoase. Cum le pui? Cum le aranjezi ca să creezi cadru, știi? Să creezi echilibrul acela.
echilibru de culoare, echilibru de orice. Poți să fii un cineast care lucrează, spre exemplu, cu compoziția de culoare, știi, să dea, să transmită. Uite, Lady Diana avea mijlocul cerului în balanță. Și ce diplomată bună era și ce viață socială avea, extraordinar. Cât de iubită era, da, pentru că de iubită balanța... și apreciată, da. Da, pentru că balanța, Venus, vorbește și despre latura asta de artă frumoasă, dar și despre partea asta de a fi iubibil, de a fi iubit. Da, de a te face iubibil, de a te face plăcut, da, știi, să dai bine. Să dai bine, să dai bine. Să dai bine. Și ea știa să dea bine. Excelent. Și dădea bine și cu ea din înalta societate și dădea bine și cu, asta e mare artă, calitate. Știi, asta e balanța, se vede. Și cu ea de foarte jos care o iubeau, știi? Da, deci n-avea aroganța asta de, știa să se plieze foarte bine, adaptabilă, până adaptabilă, la urmă. Adaptabilă, da. Semn de aer, da? Da. Dar în același timp, chiar dacă părea sensibilă, racul din ea era totuși puternică. Exact. Chiar și dacă ar fi să ajungem la vocație, că mereu îmi pui întrebarea, vocația, care ar fi punctul cel mai înalt? Știi, aspirația maximă a unei balanță, fă-te iubită și plăcubilă de toată lumea, în condițiile în care reușești să îți menții o judecată dreaptă. Ai ce de lucrat. Ai fiecare zis-o, zodie ai zis-o. Are un, știi, un Everest al ei. Da, da. Ăsta e Everestul balanței. Dacă vrei să așa, caută-ți o ocupație, o ceva, cam tot ceea ce faci, să rămâi imparțial și just, în același timp în care te faci plăcut și iubibil de toți ceilalți. Da, unde ai corectitudine, bineînțeles. Să fii și corect, da. Și rămâi iubit cu lucrul ăsta. Și mergem la... Mergem la vidanja zodiacului, mergem da? Mergem la vecinul, mergem la vecinul. Acum da. Știi cum i-am dat-o pe frumos, pe concret, pe drept, pe a lucra. Da, mai mergem și la îl bătrân, îl ascuns. Băi, mergem, mai intrăm un pic și prin iad așa, știi că... Da. Eu sunt fascinată, recunosc... caut, investighez. Și partea mea de scorpion, normal. Ce ne-am face dacă n-ar fi scorpion în noi? Și n-am fi curioși. Și n-am testat din când în când cu degetul și iadul. Părerea mea este că drumul spre rai... E pavat? Unul cu bune... Bine, nu, era drumul spre iad, e pavat cu bune intenții, dar... Eu cred că drumul spre rai trece prin iad obligatoriu și că nicio persoană care n-a trecut prin iad, n-a trecut printr-un soi de moarte, renaștere, transformare, a rămas la stadiu de balanță, ok, încerc să impac pe tot, să fie bine dat pentru toată lumea, de suprafață, știi? Și acum, eu unde sunt? Și eu unde sunt? Hai să intrăm să vedem și partea nevăzută. Hai să vedem și partea de umbră. Hai să vedem și partea de durere. Da, hai să vedem și partea de moarte. Știi? De aceea mă și fascinează latura asta, pentru că este una foarte dificilă, grea, este greu de accesat, dar fără scorpion nu am putea să ne transformăm, autotransformăm și nu am putea, din punctul meu de vedere, să ajungem oameni, nu neapărat maturi, dar să putem fi recunoscători sau să putem valorifica și momentele pe care le trăim în general. Bravo! Bravo! Mă bucur că ai zis de treaba asta de schimbare versus transformare. Știi că, na, dacă el să luăm schimbarea balanței, te duci acasă, schimbi așa, ți iei o rochie, îți tai păruța și vai, Lavinia, ce schimbată ești! Da, m-am schimbat în sensul balanței. Dar dacă Lavinia trece prin niște șocuri existențiale prin viață și mă întâlnesc cu ea și zic, Lavinia, tu ești schimbată, măi. Ai trecut prin faza de scorpion. Da. Ceva te-a pus la pământ la un moment dat, după care ai renăscut din propria ta cenușă și ești altcineva. Ai trecut la un alt nivel. La un alt nivel. Ai trecut prin faza scorpionului. Da. Înțelegi? Și în general, pe zona de vocație și carieră, ce facem cu scorpionii aici? Cum păi, îi vezi tu? Pe zona de vocație și de carieră, toate aceste cariere, toate ocupațiile, știi, care îți dau o împlinire prin ceea ce înseamnă fie zona ascunsă și de zona de detectiv, cum ar fi a lucra în cadrul securității, a lucra în cadrul serviciilor secrete sau a lucra într-un cadru de detectiv. Deci, sau zonele de detectare a ceva ce este nevăzut, de a intra în contact cu partea nevăzută, cu partea tabu a lucrurilor. Spre exemplu, o parte tabu a lucrurilor, chiar povesteam de treaba asta, cred, nu mai știu unde, în fine, e partea de... uite, am un prieten foarte bun care lucrează în HR. Da. Și zici, HR scorpion, stai așa un pic. La un moment dat, într-o firmă, cineva trebuie să dea pe cineva afară. Exact. Știi? Sau cineva trebuie să se ducă să comunice cu tare că i-a murit copilul. Adică să aibă contact cu o parte grea.
Și reala vieții și care reala există. Vieții care există, cu dureri, cu treburi, cu, și să se expună unor subiecte nu foarte plăcute, știi? Înțelegi? Și atunci e zona asta de putere, pentru că ca să poți să faci așa, trebuie să fii un om puternic. Da. Și altfel zici, bă, nu fac eu treaba asta. Nu mă bag, e, ca și cum ai trimite un rac. Scorpionul este... Nu poate, nu merge. Scorpionul răspunde la întrebarea ce nu poți să faci. Du-te și fă chestia asta, știi? Pentru că, de fapt, prin Scorpion noi exersăm, noi facem exercițiul puterii. Ne descoperim cu adevărat puterea interioară, nu puterea și forța de taur, sală, mușchi, bani. Berbec. Am bani pe mine și normal cumpăr orice și fac orice și am putere, nu. Este puterea aia cu mâinile goale, interioară. Aia e putere. Am văzut foarte mulți chirurgi, foarte mulți terapeuți care lucrează în zone dintre astea un pic mai fine, cu oameni care urmează tratament pe viață, în fine, acolo unde ai nevoie de putere, unde ai curaj să privești un om în ochi și să-i dai o veste grea și cumva curaj să-l ții și de mână în parcursul său. Uite, foarte mulți oncologi am observat din practica mea pe zona asta. Ei sunt cu nasul în moarte. Da. Îți închipui că ești chirurg și mă bucur că ai dat exemplul ăsta, tu deschizi un om. Eu mă îngrozesc numai la ideea asta, că am un om deschis în fața mea și practic e la un prag de moarte, la o tăietură de-a mea, la o incizie de-a mea. Face diferența între viață și moarte. Ăla-i Scorpionul. Da. Când un mic gest de-al tău, tu ai toată puterea universului în mână în clipa aia. Da. Înțelegi? Și e vorba de o incizie și de 2 mm. Ăla-i Scorpionul. Sau diferența aia de o secundă. Exact, diferența aia de o secundă, bravo. Acea diferență de o secundă care face, nu știu, care face separația între viață și moarte, între tot văzut ce vrei și nevăzut tu, între groaznic și sublim și așa mai departe, știi? E zona, asta e putere. Asta e putere și Scorpionul își exersează această putere prin zona carierei. Și atunci îți cauți inconștient acea carieră care să-ți hrănească treaba asta, știi? Sau joci la bursă, că iarăși poate să fie da, zona bursieră. Banii. Scuză-mă, dar eu nu cred că e foarte, foarte simplu să te preocupe, să fii un bancher bun. Și să ai simțul ăsta, pentru că Scorpionii sunt super instinctivi și nu trebuie să le transmiți, pentru că știu, instinctiv, exact, ei știu. Ei au mirosit imediat, da, așa da. Cum un detectiv, știi, că râd eu, nevasta care zice, aici minți. Să ai o nevastă cu pattern de Scorpion. Scorpion nu e bine să faci prostii. Nu că n-ar fi bine să ai o nevastă cu pattern Scorpion, pentru că scorpioancele au știu să aibă grijă de tine, adică te duc, când te-au băgat în dormitor, te duc între viață și moarte foarte mișto, dar Doamne ferește... Să o superi sau să te schimbi. Să te schimbi sau să, Doamne ferește... Să mai faci o prostie încă de nu a pus să faci prostia în general, da, că în te general, simte. Te simte dinainte, da. Da, și dacă te feeling. Lasă, e pentru că vrea să te prindă în flagrant. Exact. Da, te prinde, da. Te-am prins. Uite partea asta de detectivi. Foarte concretă, foarte reală. Sunt oamenii de legătură, oamenii care înțeleg, care fac acel puzzle pe care poate alții sau... inclusiv noi. Un puzzle instinctiv. Da, nu l-am vedea. Eu sunt fascinată de latura asta. Poate de animal de pradă, știi, care ți-a simțit frica, în primul rând. Se uită la tine în ochii tăi și ți-a simțit frica. Știe când să acționeze, știi? Aici e de mine. Aici e de mine. Mie îmi place, e cu putere. Da. Și sunt oameni extraordinar de puternici, revenind la partea de carieră, oameni care își asumă meserii grele pe care alții nu le-ar face. Și apropo de ce ai spus tu la început, uite, eu știu un gropar sau un om care lucra în cimitir, două persoane diferite, fix pe latura asta. Avea tăria de caracter de a merge să deschidă și să închidă un cimitir zi lumină. Era jobul său. Partea asta de Scorpion foarte puternică, pe care eu n-aș putea să locuiesc nici măcar lângă un cimitir. Exact, adică să locuiești lângă un cimitir, nu să mine. Mai și închizi acolo. Și omul n-avea nicio treabă, da, și da. Era ceva natural. Ideea da, de moarte. Putea să înfrunte ideea asta. De pentru moarte. Că Scorpionul reprezintă și moarte, dar și renaștere. Adică pasărea Phoenix. Obligatoriu. Te transform. Da, dar în primul rând moartea. Da. Și mergem să ne relaxăm. Hai să bem o bere. Un pic să bem o bere, că vine săgetătorul. Și te prinde fără paharul deci plin. Deci după discuția cu Scorpionul, știi cum vine săgetătorul? Am un bag de 24 de beri, la rece așa, și am dat drumul și la grătar, da? Haide! Mircea bagă muzica, știi? Parap, tărărără, da, cam da, asta da, e săgetătorul. Da, hai că ne-am săturat cu moartea, grele. Cu groparii, cu hai mă, lăsați-mă în pace, știi?
Săgetătorii, acești aventurieri, acest această parte spirit, de aventurieri din noi, știi? Spirit liber, fără parte de constrângere și tot timpul cel care întreabă de ce e așa, adică... Dar de ce e așa? De ce și altfel putem? Altfel nu... Cine a zis? Cine a scris asta? Dar unde scrie? Păi știi că așa a zis Dumnezeu, unde? În Biblie, păi și Biblia cine a scris-o? Oameni, deci oameni. Știi? El asta e partea frumoasă de săgetător. Partea urâtă a săgetătorului e ăla care îți dă citate din Biblie. Care pentru că el a scris-o. El, pentru că el a scris-o. El a vorbit cu Dumnezeu. A avut o vorbă cu bunuțul. A avut o vorbă și i-a spus, da, mă, așa e, mă, cum vă zic eu. Dar e partea frumoasă exploratoare din noi, știi? Care are nevoie să știe, să înțeleagă care este, dacă vreți, după ce a trecut prin moartea și renașterea scorpionului, e partea din noi care vrea să înțeleagă, băi, ok, să zicem că am trecut printr-o traumă, am trecut prin moarte, am renăscut. Care-i rostul a tuturor acestor chestii? Adică vrea să fie și înțelept. Și are latura de vrea înțelept. Vrea să fie înțelept, vrea să înțeleagă. Băi, spunem că prin ce am trecut, am trecut printr-un divorț, printr-o moarte, printr-o nu știu, cutare, m-a durut de, m-am puncte pe mine. De ce? Partea săgetător vrea să răspundă la întrebarea, bă, da, de ce? Care-i sensul, știi? Partea din creier care vrea să dea coerență acestei vieți. Da. Că spuneai tu de poveste, știi? Dă-mi o poveste. Da. Povestea vieții mele. Spune-mi că ceea ce mi s-a întâmplat și toate rahaturile pe care le-am trăit până acum au un sens. Da. Și la vine, sigur că da, pentru că Dumnezeu te iubește și pe lumea la altul. Băi, e o poveste. Îmi dai o poveste. Îmi vinzi o poveste. Da. E una dintre povești, știi? Altul vine și zice, pentru că te-ai reîncarnat și acum, într-o viață viitoare, o să fii mai frumos, o să ai și patine cu rotile și un iac mișto și două gagici pe lângă tine, sau mă rog, depinde de preferințe, așa, da? Ok, știi, dar dă-mi o poveste. Și atunci săgetătorul e parte din mine care explorează cu mintea și care caută să lege o poveste. Știi? De asta sunt eu pe ideea de poveste. Exact. Am nevoie de poveste, încerc să... De-aia e tu săgetătorul foarte puternic, de fapt invers, de-aia ești așa, da. În fine. De asta cumva încerc să înțeleg de ce și vreau să văd ce e dincolo, partea de scorpion a mea merge pe zona asta, hai să o caut. Și oamenii care au casa 10, vocație, hai să zicem, pe zona asta de săgetător, sunt în general liberi. Vor să fie independenți, vor să fie freelancer, vor să lucreze în afara țării. Obligatoriu. Da. E foarte greu să rămână pe loc. Adică se sufocă, nu se simt împliniți. Da, nu înseamnă că nu vedem și oameni care au același job de 20 de ani, cum se întâmpla de foarte multe ori, poate în trecut. Dar nu cred că partea lor de săgetător e trăită sau e împlinită așa cum ar trebui, pentru că acolo unde avem săgetător avem și aventură, avem și libertate, avem și simțul acesta. Avem aventura și senzația de libertate. Știi că mă întrebai tu pe hol cu, băi, da, ce mișto ți-ai ales șantierul pentru că îți dă libertate, că nu știu ce, că aici la corporație trebuie, vrei, nu vrei, stai la... Și am zis, nu, pe șantier era mai rău decât în corporație. Plecam uneori de foarte târziu pentru că nu poți să lași treaba baltă. Când torni betoanele, spre exemplu, nu te oprești din tornat beton că e ora 5. Ora îl termin și îl torni, că altfel se întărește, sau când făceam noi motoarele și făceam probe, etc. Dar era senzația de libertate, știi? Și ideea că sunt departe, sunt pe un șantier, când râdeam cu tine că nu mă aștepta nevasta acasă să zică la ora 6 și am făcut mâncarea și așa, și după aia puteam să ieși și eu la o bere cu colegii, chiar dacă era ora 8 seara. Dar muncisem, făcusem o chestie, ne simțeam liberi. Era o chestie coerentă, făcea parte dintr-o poveste pe care o construiam, știi? Că dacă lucrezi într-o corporație, ceea ce total ne recomanda săgetătorilor, înțelegi? Da. Așa, nu ai senzația lucrului dus la capăt, pentru că tu nu realizezi nimic, de fapt. Știi? Dacă lucrezi pe un șantier, la un moment dat, peste un an, doi, cinci, tu vezi un obiect care funcționează. Ai văzut poveste. Eu central am văzut poveste, am văzut finalul poveștii. I-ai dat forma aia. Poți să ți-o spun, de la cap la coadă, știi? Povestea s-a terminat. Într-o corporație nu se termină niciodată poveste. Da. Și e trist. Nu te împlinești. Știi? Nu te împlinești, adică nu te duce și automat cineva cu mijlocul celui însărcător trebuie să caute povestea. Știi? O carieră în care să-și trăiască o poveste. Că e vorba de explorare. Astea sunt deja cuvinte auxiliare, știi? Da. Că explorare, că libertate, că nu știu ce. Dar esențialul este povestea. Băi, care-i povestea din spatele carierei mele? Povestea din spatele carierei mele e că am hotărât să fiu freelancer și m-am mutat în Bali și lucrez de acolo chiar dacă sunt pe un alt fus orar. Iată.
avem foarte... Cunosc cel puțin oameni care au făcut lucrul ăsta și să fim serioși, și în ziua de astăzi chiar este posibil lucrul ăsta și bravo lor, săgetătorilor, să își împlinească vocația. Să își împlinească acest vis. Foarte e bine. Foarte important, da, să te simți împlinit. Nu, să nu-ți lipsească acel ceva, cea rotiță care... Uh-huh. Nu te constrânge, nu te lasă să fii liber. Da, da, da. De aceea ideea de departe, știi, asociată săgetului. Când ești departe, parcă ești liber, așa, știi? Și departe poate însemna, chiar dacă stai la 5 minute de casa în care ai crescut, dar ai tu ceva al tău și ai tu acel departe. Ai acea libertate și poți să fii aventurier în acel ceva pe care tu ți l-ai construit. Ideea e să-ți găsești și identitatea. Exact. Exact, știi? De multe ori le zic celor cu marca săgetători, cum ești tu, spre exemplu, știi? Băi, trebuie să ai un loc unde să te duci. Mă duc undeva. Unde? Vedem, dar e undeva. Știi? Adică nu stau acasă și lucrez de acasă, fac sex de acasă, mănânc de acasă, toate alea. Nu, trebuie să mă duc undeva. Săgetorul are nevoie să se ducă undeva. Da. Știi? E o nevoie fizică, până la urmă se ducă de colo-colo, să exploreze, să se îndepărteze un pic, pentru că se simte mult mai bine când se îndepărtează, vede mult mai bine casa, știi, de departe. Știi, e instinctul al arcașului, care un vânător adevărat urăște să taie găina din curte, că e prea aproape. Trebuie să facă altfel. El trebuie să vâneze, să, știi, să se ducă pe coclaur, să se simtă liber, să țintească căprioarea care și ea e la un kilometru, să omoare, să o ia, să o aducă acasă. Știi, instinctul de predător. Da, 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 da. La distanță. Al fără săjătorului. De care n-am supraviețuit. Și de-aia, când ai mijlocul celui săgetător, trebuie să o hrănești și pasta. Adică vezi că tu ești un predător acolo, e un săgetător în tine, un arcaș. Dul, mergi dul la maraton, alergă, undeva, fă ce vrei tu, dar dai un pic de aventură. Da, da, să te împlinești. Poate ai un job în corporație, dar măcar poate mergi la maraton o dată de 3 ori, construiești de 5 ori pe an. Construiești building-urile societății, te duci la maratoane, tu ești cel care organizează, băi, cine merge la triatlon weekendul ăsta, vedeți că e un eveniment, iau bilete la Depeche Mode la vară sau vedeți că la Budapesta e nu știu ce maraton de cântece. Sau... E cel care organizează băutele cu cei din liceu, deși ai terminat de 20 de ani liceul. Nu contează, e aceeași vârstă, săgetătorul este, da, nemuritorul zodiacului. Este... Păi cum adică, ești încă în liceu? Da, da, da. Ești, da, la o băută, facem un basket. Mm-hmm. Și după aceea și n-au băut. Exact, da, da, exact, da, exact, exact, asta este. Da, un și cine îl bagă în casă pe săgetător? Foarte greu de băgat în casă un săgetător, înțelegi că întotdeauna își lasă ceva pe afară, deci nu... Uită, nu intenționat, există, uită. Da, da, da. Da, dar într-adevăr cine îi pune capac cu adevărat este pragmatismul Capricornului. Deci Capricornul îi pune două întrebări și îl liniștește, știi? Da. Când ai băut ultima cafea cu Doamne, Doamne, și ce ți-a transmis pentru ce mine? Ce ți-a transmis exact, da, punctual. Da, mie să-mi spui concret. Mie să-mi spui exact, da. Da. Nu, că Dumnezeu este așa și favorizează și a spus și morala lui este că trebuie să ne iubim și nu știu ce. Și Capricornul zice, notez. Și filozofia las-o așa pentru... și zim ce a zis să facem. Știi? Noi ce facem acum concret? Noi ce facem acum concret? Ok, și atunci, na, avem... Deschide niște cărți și se uită. Probabil, l-avem pe Moise, care bănuiesc că era Capricorn, știi? Că zicea, băi, da, Dumnezeu e frumos, e iubire, e flăcări, e flacără albastră, e cutare, dar hai facem să... așa. Da, m-am gândit da? Eu. Deci, cutare. Deci, Dumnezeu este așa, Mircea, tu faci cutare, Lavinia, tu te ocupi de asta, nu te ocupi de asta, lumea arată așa, ne organizăm așa, o să facem niște orașe. A venit CEO-ul. O să facem puțuri și fânt. A venit CEO-ul, știi, care trebuie să organizeze toată vraiștea asta, ideologia săgetătorului, știi? Care zice, păi da, dar Dumnezeu este iubire, știi? Și ăla care predică pe munte și da, zic, da, facem da. Și entuziasmează pe tot. Și după aia mergem la o bere, știi, după ce am predicat și nu se întâmplă nimic. Normal, că normal. Mai bine să obosiți toți. Și vine săracul Capricorn care zice, iar, bă, dar muncește singur... cineva aici? Știi, e fecioara, șeful sunt eu aici. Stau după program dacă e nevoie. Ajut hai, mă, să facem, da, și vine bancherul Taur și eu am banii, facem. Și s-au unit așa zodiile de pământ? S-au unit zodiile de pământ în triumviratul de pământ și au zis, băi, e frumos cu toate celelalte, cu frumusețea, cu datul cu capul în ușmă, cu mușă, cu entuziasmul, cu iubirea, cu moartea, am înțeles, dar facem și noi ceva clar. Da. Ceva concret, ceva organizat, înțelegi? Cum erau romanii, știi? Romanii care aveau aceste cele două părți din ei, aveau și partea de săgetători, de cuceritori, pe care aveau hoardele nomade, să zicem, dar aveau și partea de stabilizare. Chiar se spunea că când a fost primul război din Irak, americanii nu au fost foarte iubiți în Irak pentru că ei n-au avut grijă că atunci când au atacat să
prezerve, adică să, cum să zic eu, să aibă grijă de sursele de apă, de fabrici, de nu știu ce, și au lăsat pe ea fără nimic. Le-au dus libertatea. Știi, neamul american, săgetător, ce frumos, freedom, speech-uri extraordinare. Și eu mă uit în frigider, n-am curent electric, n-am apă, n-am cutare, știi, și la una te gândești, bă, dar totuși sunt liber, dar nu prea, știi, face și voi. Pe când romanii veneau și construiau drumuri, ăla-i Capricornul, știi, construiau drumuri, apeducte, tot, aveau grijă de să cucereau o cetate, n-o lăsau în vraiște, știi, gata, v-am eliberat treaba voastră. Puneau un șef, o garnizoană, o apărau, o așezau, le reconstruiau drumurile, etc. Asta e partea de Capricorn, știi, partea frumoasă. După ce săgetătorul a cucerit un teritoriu, Capricornul securizează prin funcționalitate, știi? Prin a avea grijă ca lucrurile să meargă și să meargă temeinic și să aibă aplicabilitate, dacă vrei, chiar un pic în viitor, știi? Adică ne gândim și cum ce facem, drumuri mai deschidem. Ce drumuri mai deschidem, știi? Și echipamentul ăsta, societatea asta, structura asta, să funcționeze și peste 10 ani. Totuși vorbim de Saturn, guvernator de Saturn, Capricorn, care te întreabă, la vine ce mai faci, dar nu mă interesează și peste 20 de ani, cum o să fie? Da. Tu ești... Las că... Știi, povestea... Mai no. Bem noi o bere, mai discutăm. Nu, vreau să știu, să-mi dăm și mie un plan pentru următorii 20 de ani. Dăm Excel-ul ăla, știi? Mă duc la fecioară repede. Te rog eu frumos, știi? Știi, povestea care îmi place mie cel mai mult, apropo de Capricorn și de Saturn, aia cu Richard Branson, care a trebuit să-și vândă acțiuni din Virgin, și a avut de ales între o companie americană și o companie japoneză, știi? Și a fost impresionat de compania americană, avea un plan de afaceri pe următorii, nu știu, 10, 20, 50 de ani, iar compania japoneză pe următorii 200 de ani. Păi. Și ăsta, când a văzut, i s-a făcut creierul praf, știi? A zis, eu nu pot închipui că cineva pe lumea asta poate să aibă un plan de afaceri pe 200 de ani. Au vrut predictibilitate. Predictibilitate, frate, și funcționalitate, și plan, și dezvoltare, și structură, știi? Deci dacă vrem să ne dezvoltăm partea de Capricorn în noi prin intermediul carierei, trebuie să ne alegem o carieră, o vocație, ce vrei, cu bătaie lungă. Și să ai răbdare, pentru că vorbim totuși și de terenul domnului Saturn, care mișcă lucrurile încet. Greu. Să ne imaginăm, și mereu dau exemplul acesta, trebuie să înveți să ai răbdare, ca și cum acum construiești fundația casei, să se usuce, abia apoi pui cărămidă peste cărămidă. Și în general am observat că oamenii care au partea asta de Capricorn pe zona de job, muncă, carieră, vocație, ajung un pic mai greu aici. Pas cu pas și cu răbdare. Și cu răbdare, da. Da. Deci ne alegem o carieră care se construiește în timp. Foarte bine că ai adus acest cuvânt timp. E foarte important timpul. Pentru că ăsta e cuvântul cheie al Capricornului. Eu îmi cultiv noțiunea de timp și de răbdare și de anduranță prin cariera mea. Deci nu mi-aleg ceva, am pocnit în degete, pac, am ajuns vedetă, știi cum e berbecul, gata, am venit, a deschis ușa, pac, ce facem? Facem un șantier, în 2 ani e gata. Nu, mi-aleg o carieră care se construiește în timp, cu viziune, știu, peste 20 de ani o să ajung asta. Mai am răbdare încă 5 pentru mai că investesc 5, aici mai și mai pun aici. Mai am făcut 2 școli în paralel, trebuie să-mi iau un MBA, un master, mă rog, ce am eu de făcut. Așa și ușor o să ajung acolo, să zicem ca o carieră mișto de politician, să spunem, cum o fac americanii, spre exemplu, da? Sau alte popoare, în care ți-o construiești pas cu pas, știi, nu am ieșit acum, am apărut, dau 3 lei și gata, am ajuns în politică, nu, am ceva în spate, adică de aia ziceam, energia Capricornului poate fi cultivată în orice tip de carieră, poate să fie politică, poate să fie doctor, un doctor gândește câți ani ias, Doamne, vai de mine și de mine. Chiar, băi, câți ani? Deci eu aveam ani de șantier și câștigam un purcoi de bani și mă uitam la verii și prietenii mei care aveau aceeași vârstă ca mine, încă nu terminaseră de studiat, câștigau, mi-era jenă, înțelegi? Și creșteau așa, doctori. Și în timp au ajuns, sigur că da. Pentru că ceea ce construiește un Capricorn foarte greu se dărâmă, adică exact. Nu prea ai cum. Planul de 200 de ani, cam ăsta e. Facem și noi, cincinal, domne, o luăm așa ușor. Da, cum zicea Nănic, planul cincinal. Și au nevoie de meserii dintre astea cu forță, cu putere, sunt extraordinar de muncitor, workaholici, adică e un pic greu pentru un Capricorn, pentru un pattern de Capricorn să facă diferența asta între timpul liber și timpul pe care la locului de muncă. În unele momente și, bineînțeles, în unele hărți, dar am observat această chestie de a se duce mai mult către muncă decât ar fi cazul.
un pic mai, mai aplicați. Deci meserii destul de frumoase, pragmatice, dar cu răbdare și pe termen lung. Da, și cu bătaie lungă în timp. Da, și ajungem acum. Poți să la... Nu chiar, pentru că aici chiar trebuie să discutăm intens, să ne spui despre tine mai mult. Ajungem la minunatul vărsător. Minunatul vărsător, da. Chiar și energia e minunat vărsător care... și e deschizător de drumuri în foarte multe feluri. Și el este un deschizător de drumuri. Anticii spuneau despre energia vărsătorului că este o energie, cum ziceai, cam purtătoare de ghinion, adică mai nefericită. Pentru că este acea parte din noi care vizionară, da, care vede mai mult și trăiește mai mult în viitor decât în prezent și automat, netrăind în prezent, viața ta este mizerabilă pentru că tu aștepți în permanență schimbarea. Știi, asta e partea, să spunem, negativă, zona de umbră a vărsătorului, care mereu așteaptă și vânează schimbarea și libertatea și toate lucrurile astea. Știi? Partea frumoasă, creativă, care poate fi folosită în carieră este acest... independență? Și să dau, da, o independență și vreau să dau un exemplu care, un citat din, consilierea în carieră, care pe mine m-a ajutat foarte mult și care cred că îi va ajuta pe toți cei care ascultă acest podcast, în special dacă sunt de la anumită vârstă în jos, știi? Se spunea că un tânăr de 20 de ani, în următorii 20 de ani va schimba cel puțin 5 joburi, dintre care 3 încă nu s-au inventat. Asta din punct de vedere sociologic. Din punct de vedere sociologic. Deci, practic, acest expect the unexpected și fii cu ochii pe schimbare, fii cu ochii pe ce este cel mai nou acum. Știi? Deci dacă am mijlocul celui învărsător, nu mă orientez către meserii tradiționale, ci mă orientez către ce a apărut nou acum, ce este trendy. Știi? Că poate să fie vorba de domeniul spiritual. Că am întâlnit foarte multe persoane cu mijlocul celui învărsător sau marcași pe învărsător care sunt interesate de zona asta spirituală și a apărut o nouă metodă, o terapie, o chestie de care nici n-ai auzit, știi? Și el se duce către chestia asta. Deci este acea parte din noi care e orientată către viitor, către schimbare și către libertate. Deci trebuie să-și aleagă o carieră care să-i asigure un confort în sensul libertății, dar asta o avem și la săgetător. Da, dar e altfel aici. Dar aici este altfel pentru că nu numai libertate trebuie să caute și noul. Da. Știi? Adică un săgetător ar putea fi, să spunem, un șantierist sau un corporatist care lucrează la distanță și care merge la Beijing, după aia la Moscova, după aia cu tare și are această libertate de mișcare pe o chestie mai tradițională. Și îl împlinește fix mutarea. Fix mutarea l-a împlinit. Da, e okay. A explorat, a înțeles, are de-a face cu toate culturile din lume, le înțelege, etc. Bun, vărsătorul nu, trebuie să vadă ce e nou. Să simtă pulsul de atunci, de acolo și ce urmează din punctul în care e pe mai departe. Bravo, bravo. Deci e un fel de, are această strategie a Capricornului care organizează pe următorii planul cincinal, 20 de ani, 200 de ani, etc. Dar la nivel de viziune, la nivel de viziune mentală, știi, întotdeauna se întreabă oare ce o să fie peste 50, cum va arăta lumea asta peste 50 de ani. Poți să fiu o contribuție în sensul că el e chemat, având mijlocul celui învărsător, ești chemat automat să fie o contribuție în ceea ce privește zona de nișă. Și ei sunt vizionari, sunt inventatori. Păi da, sunt da, cei da. Care, încă o chestie, cum ziceai tu, uneori pot fi neînțeleși, tocmai pentru că ei sunt vizionari. Și oamenii vizionari nu mereu reușesc să se facă înțeleși. Știi, e un paradox aici. Societatea are, în orice lume, orice societate, ca să funcționeze, trebuie să aibă o inerție. Pentru că nu poți, orice pocnitoare, știi, orice amețit vine cu o idee, noi sărim cu toții 24.000, vai, ce drăguț e, lăsăm totul baltă și ne luăm după ăsta. Nu, știi? E treaba lui dacă ești, pentru că asta e partea de forță a vărsătorului. Bă, dacă ești nebun, fii nebun până la capăt. Știi? Da, da. Adică ai o idee, foarte bine, construiești un laborator, de orice natură ar fi el, pune în aplicare, vezi că funcționează, scrie un tratat despre chestia asta, întoarce-te la noi, fă un grup, fă o organizație, fă cât mai mulți adepți, oameni care să se coaguleze, știi? Și la un moment dat ne vom lua și noi după tine. Altfel, e foarte natural ca noi să stăm să te ascultăm, ești un nebun simpatic, ești frumos, dar eu mâine mă duc la job. Da, da. Știi? Că nu știu dacă funcționează ce zici tu. Deci fiecare cu treaba lui. Fiecare cu aia măsii, cum zicea Freud, da? Așa. Treaba vărsătorului e, bă, ești deschizător de drumuri, ești experimentator, cauți libertatea, cauți noul, îi caută-l în continuare. Da, e un vis frumos, e și o vocație frumoasă, dar în același timp
e bine că iau și partea aia de totuși un pic de așezare pragmatist. Totuși sunt saturnieni. Sunt saturnieni. Asta e frumos. De-aia am și zis, băi, caută-ți forța saturniană. Adică nou, dar experimentează nou ăla, stai pe el. Știi? Uh-huh. Du-l 20 de ani. Da. Cum ai făcut tu cu astrologia? Astrologia, am studiat 30 de ani, adică am stat pe ea, am simțit în 90 și când m-am apucat de ea, am simțit că ăsta e viitorul. Deci l-am văzut așa, în ochi îmi sclipea. Când vorbeam în jurul, nu știa lumea de astrologie, început să netisandu pe la așa, dar era la nivel de horoscop, că gemenii o vor întâlni mâine pe mătușe sa și nu știu ce, prostii, știi? Dar eu am simțit atunci astrologia, am văzut-o direct. Am văzut arc peste timp și am văzut că peste 50 de ani astrologia se va studia în școli. Aia astrologia adevărată, știi, nu horoscopul. Ceea ce se întâmplă deja în UK, în alte zone... În Rusia, în state, sunt școli... Da, sunt școli unde uite, se predă. Uite, tu ai deschis o școală? Da. Pentru că cred în acest concept, știi? Dar e partea saturniană a vărsătorului. Am avut o viziune, I had a vision, am muncit ca să o duc, să investesc în ea, știi? Și uite cât ți-a luat, apropo de partea și de Capricorn. Pas cu pas, răbdare, acumulare în timp, studiu individual, separare, ani de zile de singurătate, pe șantiere, pe numai doar eu cu mine, ca să am timp să studiez. Sunt niște, știi, niște mici sacrificii pe care le faci. Sunt. Ca să te dedici total, știi? Ăla e vărsătorul frumos din fiecare, te dedici total unei viziuni. Și muncești pentru ea, știi? Care nu și are locul în lumea în care trăiești, înțelegi, cum ar fi un Capricorn. Da. Când muncesc concret pentru o viziune să mă fac doctor, sunt Capricorn. Dacă muncesc pentru o viziune să-mi fac o școală de astrologie în anii 90, e de vărsător. Da, e tati, categoric. Nu e momentul acum. Nu acum. Acum nu este momentul, știi? Și de la partea asta de vizionar, ai zis și de sacrificiu, hai să mergem și la peștișorii cei dragi și sensibili. Care este tot o parte de vizionar din noi, da, știi? Dar altfel. Dar altfel de vizionar, știi? Este partea aceea sensibilă, nu partea logică. Deci dacă vărsătorul vede logic o desfășurare evenimentelor, știi, că povesteam de școala de astrologie, măi, eu vedeam logic. De ce? Pentru că astrologia dezvoltă anumite funcții ale creierului, un anumit tip de educație, adică o vedeam băgată în contextul general, știi? Peștii fac shortcut la chestia asta, adică ei n-au nevoie de explicații. Ei fac că simt. Am văzut, am pictat tabloul ăsta. Și tabloul ăsta s-ar putea să fie o imagine de peste 300 de ani. Explic-o. Nu știu, tati. Știi? Da, eu am făcut-o. Asta este, știi? Este partea tot nevăzută din noi, tot partea vizionară, partea artistică, înțelegi? Dar care dă cu shortcut. Adică dar e transpus altfel, fără răbdare. N-am nevoie de logică. Vorbim totuși aici de Neptun. Vorbim de Jupiter, vorbim de încredere, de expansiune, de credință, de viziune, de expansiune, de... de explorare. Apropo de shortcut, de Jupiter și Neptun, sunt guvernatorii peștilor, unul tradițional, unul modern. Și cum ziceai tu, Jupiter, cu optimism, cu sărim dintr-una într-alta, facem multe, căutăm povestea, ei vin cu o formă a unei povești, dar pe care cumva nu reușesc să o explice mereu verbal, dar o simt extraordinar de frumos și de intens. O simt și o pot exprima altfel. O pot exprima artistic, adică un pești, să spunem, o energie a peștilor pusă în valoare, dă un pictor care se dedică total unei opere de artă care exprimă foarte mult, sau un cineast care îți exprimă într-un film mut. Na, filmul mut nu are cuvinte, da? Dar îți transmite super idei și o super stare și tot ce vrei tu. Într-un dans, am văzut foarte mult dans pe zona de pești. Sunt fascinat cât un dans, un balet sau un balet modern, și dacă ai fost și la balet modern, la dans modern, am văzut cât de mult poate să transmită o stare și un mesaj exact ca o piesă de teatru, dar este fără cuvinte. Da, pur și simplu rămâi mut, trezește în tine așa o energie fantastică și ai vrea să-l vezi, să-l revezi și să vezi din ce în ce mai mult, să înțelegi măcar cât poți tu în momentul acela dincolo, să vezi viziunea acelui om. Este fascinant. Exact. Fascinant. Și pe zona de vocație, știi că am eu ce am cu Blue Ocean-ul, cu ideea de... Și eu folosesc Blue Ocean-ul pe ideea de pești. Peștii reprezintă apă, da? Ca element e apă. Apa ce face? Își face loc ocolind obstacolele. E un exemplu atât de grăitor și apa nu se luptă cu nimic. Mm-mm. Apa a dat un obstacol, trece pe lângă tine, adică nu stă, știi, nu are... cum să zic eu, duritatea și anduranța Capricornului, că a zis aici este un obstacol. Și m-am pus aici. Să vină excavatoarele, să vină dinamită, dăm așa, dinamităm, aici construim un pod, aici facem și trecem mai departe, știi? Nu, apa, eu trec printre ele. Se va dizolva singur în timp.
Știi? Deci nu caută o poziție, din contră, ea se adaptează, știi? Deci orice înseamnă adaptabilitate însoțită de viziune, asta este mijlocul cerului în pești. Nu ești chemat să te lupți, nu ești chemat să deschizi porți în sensul berbecului sau să susții în sensul taurului sau al funcționalității fecioarei, ci ești chemat să creezi viziuni, să creezi un pat de idei, de viziune, de adaptabilitate, de blue ocean, dacă vrei, da? Chestii pe care nu le-a mai atacat nimeni pe lumea asta, fără să opui rezistență. Pur și simplu. Și cât de simplu și frumos poate să fie... De-a naibii de greu. Este, pentru că ai nevoie de atât de multă sublimare acolo și atât de multă empatie și atât de multă bunătate. Nu degeaba foarte mult terapeuți sau psihologi pe pattern de scorpion sau de pești o să găsim, pentru că simt, pentru că înțeleg, pentru că au ceva de săpat sau au ceva de ajutat ca oamenii să facă un puzzle. Exact. Exact, și prin pești practic învățăm să avem încredere în acel feeling din noi care este îngrozitor de rău. Spre, îți dau un exemplu și zicem că ai ceva de ai un task de făcut, ai un proiect de făcut, trebuie să-l dai gata până diseară. Deci nu se mai înțelege lumea cu tine, da? Ești pe el acolo, pe nu știu ce și îți faci o grămadă de nervi, ești cu 10 cafele, cu 2 țigări, cu nu mamă, trebuie să-l termin la unul și ceva din tine spune, lasă-mă baltă, mai primești și semne, știi? Bă, nu te chinui, nu știu ce. Că... Ei, la 8 fără 10 seara primești un telefon că proiectul s-a anulat, sau acolo nu mai ai nevoie de el, puteai să-l faci și săptămâna viitoare, știi? Zona de pești îți spunea că... Ai simțit. E ok. Puteai să bei o bere la 10 dimineața. Și să le lași pătă de baltă, știi? Să te simți și tu bine. Înțelegi? Aici băga bățul prin gar și săgetătorul. Să da, știi? Da, da, practic. Și aici vino pe. Hai, mă. Lasă-le așa. Da. Deci o să vedem foarte mulți pești, artiști, visători, pragmatici, dând o formă concretă unui puzzle. Bravo. Dar nu neapărat fiind ei cei mai pragmatici. Adică sunt foarte vizionari, dar ocolind cumva niște obstacole, nu neapărat da, fluizi, maleabili, știi, ocolind obstacolele, putând lucra foarte bine, spre exemplu, într-o zonă terapeutică, nu trebuie să ne fie neapărat zona artistică, știi, zona terapeutică, da, care funcționează pe simțire, pe învăluire, știi, pe psihodramă sau mai știu eu ce, constelații sau alt tipuri de terapie, regresii, care apropo funcționează și la... Sau maseori foarte buni. Simt. Care simt. Simt prin palme, simt curenții energetici și simt energetic. Unde te doare și cum să te ajute, pe lângă faptul că au și latura de fecioară palpabilă, au și latura de pești. Exact. Asta este cu zona de apă, de pești din noi și zona de inspirație și zona de credință și de viziune și de... Dar altfel decât la colegul vărsător la... Deci, practic, tu să-ți faci programele tale acum, că urmează să lansezi și niște cursuri și oamenii pot veni să învețe la școala ta, ți-ai folosit și partea de capricorn, și partea de vărsător, și partea de pești, și partea de berbec, în momentul când ai început-o. Partea de berbec, am avut, adică sunt recunoscător părții active de berbec din mine, că am avut curajul, știi, să încep. E mare lucru. Să încep niște chestii. Când, practic, ți-ai folosit toate... Când nu aveam un model foarte clar, știi, nu era... Nimeni în jurul meu să zic, gata, fac școală sau predau astrologie sau fac... Bă, care mai ești? Nu mai era nimeni. Nu că eram singurul pe piață, dar eram puțin și nu era un model coerent. Când vrei să faci inginer, mă scuzați, domnul Rode, așa, când vreau să mă fac inginer, era simplu, era facultate, era un sistem care funcționează de sute, poate de mii de ani, deci știam exact ce am de făcut, știi? Aici a fost așa, cu... Aruncăm o piatră, vedem ce se întâmplă, câte cercuri se fac, ok, mai facem aia, ne adaptăm. Cum trebuie să arate cursul? Așa sau așa? Na, uite, fă un curs de astrologie. Bine, acum hai să zicem că avem modele pe internet, dar mergem împreună cu 10 ani. Da, da, era foarte greu. Nici nu găseai să citești niște cărți dintre astea foarte bine documentate. Era destul de greu. Era, da, știi? Dar frumos, a fost foarte, foarte frumos. Da. Te simți împlinit acum? Partea de berbec nu e niciodată împlinită, pentru că partea de berbec... Vrea nou.
Deci eu vreau acum, ok, am înțeles cum e cu asta, bine, hai să mergem mai departe și săgetătorul, știi? Dar uite că o să ne bucurăm noi, că tu deschizi încă un curs, mai faci încă un curs mai și încă un curs, curs. Încă un curs și mai inventezi ceva și mai... Da, și oamenii pot veni la tine. Deci, practic, latura asta care nu te lasă să fii așa statornic, e foarte bună pentru alții. Cum spuneam, berbecul e lider, dar să fie și pentru alții. Da, să fie și pentru alții, da, un pic. Da, a, să-i conducă și pe alții și să... Na, parte de perseverență, acolo trebuie să lucrăm. Da. Asta este. Ioana, îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat să vii, mi-a făcut plăcere. Și mie. A fost o discuție în stilul tău caracteristic, mai cu o glumă, mai cu o energie foarte frumoasă, așa, jucăușă. Mulțumesc frumos. Cât a durat? 5 minute, nu? Că e așa... Da. Sigur că da, atât a fost. Dragilor, vă mulțumim. Ioan v-a oferit... Mulțumim și lui Mircea. Mircea, dragul nostru coleg, îți mulțumim mult de tot pentru ajutor, pentru partea ta de fecioară, de tot ce vrei tu. Data viitoare te scoatem în față și cu energia de leu. Da, da, da. Dragilor, vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. A fost o reală plăcere să vorbesc cu Ion. Sper că vă face și vouă plăcere să ne urmăriți și sper să vă luați informații prețioase, pentru că au fost destul de multe și cu exemple grăitoare, fără un limbaj greoi. Sperăm. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, Lavinia. Mulțumesc. Universe Podcasts.